Părerea mea este că sunt cele mai importante alegeri de după 89. Și nu doar la noi. Da, sunt zeci de țări care au alegeri. Adică la nivel personal cred că avem o mare oportunitate să putem demonstra că suntem în stare să lăsăm blablaurile la o parte, să lăsăm doctrinele, că ăla e de stânga, că ăla e de dreapta, că acum toți sunt și de stânga și de dreapta, nu mai e nimeni de stânga și de dreapta și să începem să avem criterii de selecție a celor care ne vor conduce. E un semn și pentru neamul nostru. Pentru nația noastră, să vedem cum suntem după atâția ani, după 30 de ani, să vedem că am înțeles ceva, să vedem că suntem în stare să judecăm critic și să putem uh, separa apa de ulei. E clar că dacă nu investești în educație și sănătate, după 30 de ani ai o grămadă de oameni cu mâna întinsă. E un, o furtună perfectă acum. Ai o masă de oameni care nu mai au altă soluție decât să fie asistați social sau susținuți și o situație economică dificilă a țării. Deci, când le pui toate astea una peste alta, tendința omului să spună mă predau în fața statului, dăm tu, că noi nu suntem în stare prin mediul privat. Asta e cea mai periculoasă situație, pentru că preia toată puterea, odată ce preiau puterea unii care se folosesc de aceste tipuri de trigăre și le dau falsa speranță oamenilor că o să le dea mai bine și că o să avem noi grijă de voi. Noi am uitat că ni s-a mai spus asta mai de mult cu 50 de ani. Avem noi grijă de voi, statul e cel mai bun prieten al tău. Cel mai bun administrator, cel mai bun prieten al tău. Și să împărțim bogăția acu la toți. 100 de ani. acum 100 de ani la fel. De fiecare dată când cineva a venit și a dat la asta, ți-a rău. Și dacă nu începi să te uiți la lucrurile astea, o să te doară foarte tare și o să ieși în stradă că de ce dați legi în Că nu să te gândești la nimic altceva decât la, la, la tine, frate. Și cred că în perioada asta, dacă vrem să fim ușor socialiști, înseamnă să ne gândim la noi cum am putea face bine și cum am putea fiecare dintre noi să contribuim la un mai bine știu, o să cadă audiența, nimeni nu vrea să fie responsabil, să-și asume responsabilități personale. Bă, dar doi, trei care mai rămân. Bă, de ăștia avem nevoie. De câțiva din ăștia care se ducă mai departe să spună, guys, lasă toate celelalte care sunt în jurul nostru pe care nu le putem controla. Ce putem noi controla la noi? Ce putem noi limita la noi și ce putem amplifica noi la noi? Asta e tot. Asta that's the game e ceva ce trebuie să scăpăm și e ceva ce putem amplifica, e ceva, ținem niște mărgăritare aici la port și nu le folosim, hai mă să le scoatem, hai să facem niște branduri mari, hai să facem niște companii mari, hai să găsim un, un, cadru legal prin care cei mai șmecheri din România, antreprenori, să aibă posibilitatea să, să crească 200 de noi startup-uri, noi ca stat venim, noi ca și cadru legal creăm un cadru legal, noi ca departament de inovație venim cu inovațiile noastre, le punem toate la un loc să scoatem 200 de branduri, cum a făcut Corea de Sud, frate, când a fost greu. A scos Kia, a scos Hyundai, a scos Samsung, a scos împreună, frate, când a fost greu. Asta au făcut ei. Nu s-au împușcat unii pe alții și au făcut alte mizerii. Corea de Nord a făcut alte mizerii și uite care e diferența. Vrem să fim Corea de Sud sau Corea de Nord? Frum? Da, da, în Corea de Nord toată lumea are, are servici. servicii. Da, așa e. Nu? Da. Are asta. siguranța zilei de mâine, știi exact ce se va întâmpla mâine. Da. N-are nicio surpriză. Dar vreau să se gândească toți care au chestia asta că e doar Corea de Nord sau Corea de Sud. Nu există în între. Iluzia că suntem, că trăim cu siguranța jobului din Corea de Nord, dar cu awareness prosperitatea și cu prosperitatea din și, sud. și cu opțiunile și cu autonomia din aia de sud nu există, e doar vândută. Ți-e doar vândută, dar nu există. Când ai cedat dreptul tău de a decide, de a, de a acționa, de a gândi, e gata. It's too late. Ești pe good vibes? Cred că da. Mă bucur că ieșim în vacanță, că plecăm. <laughs> Sunt... Unde plecem vacanță? Sunt jumate plecat în vacanță, deci oricum, dacă vrei ceva complicat, mai am, ia mă slow așa. Hai. hai. că știu că încă nu ești gata. M ai lansarea de carte acum. Da. Hai, da, mă, -a... Să, hai să, facem promo. Da, mă, -ai. Să hai promo, vează ți cartea. La, 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 la... Păi eu nu știu când ai avut timp să scrii carte, că la, la... ai fost peste tot anul ăsta. Ai ieșit, mă. Da, mă, da. Bă, și nu subțire. Așa te așa, te așteptat de la mine. Scriu de 150 de pagine. Așa? Are și poze. <laughs> și color, frate. Levier, levier, levier. Da, dar avem da, și noi. Limba, nostru de lemn. Dar te trei aici. Cristian Lunățiu, da. Andy Secheli și Simona Macovei. Cine a da. scris mai mult? Cred că Simona. Cum mi a schimbat viața în patru zile? Asta e din categoria șarapentec mamanii că vreau și eu, nu? Băi, este, este imposibil de... Uh, Ne-am chinuit cu editura să, să ajungem la un nume. Și am avut un fel de nume din astea complicate. Și am ajuns până la asta. Nu poți să crezi ce reacție are lumea la, te la titlul ăsta. De ce patru zile? Ce se întâmplă în patru zile? Pot ce oare în patru zile? Este incredibilă tracțiunea numelui. E foarte magnetică și... Bine și pe YouTube. Da. Tu de ce crezi că multe clipuri sunt cum faci să nu știu ce... Dar nu ne-am gândit la chestia asta, dar, dar așa a ajuns până la urmă. Deci asta este YouTube-ul care a ajuns pe o carte. Așa, da. așa se fac titlurile de YouTube. Uite ce famne frumos are aici. Uh, doi oameni și cu încă o doamnă în spate care se duc către... A pus către răsărit? Uh, Sunt ambele în carte. E foarte metaforic. Bine. Las lasă că avem avem moment să-i să spunem și de ea. Bine. Așa, l-am chemat aici pe Cristian Onețiu pentru că l-a chemat comunitatea, pentru că suntem la informații gratis despre lucruri care costă și printre cele mai valoroase chestii care vin la CC, sunt de obicei de la Cristi, care este supranumit aici, nu știu cine a dat numele ăsta, oracolul din Dubai, nu știu, ce, nu știu cum, cum, cum s-a întâmplat, dar până una alta ce ai spus -a că am întâmplat până acum. Și acum, din nou, știi că a treia oară, dacă ți se și a treia oară, deja devine danger. Da. Că ai zis că cu petrolul, s-a întâmplat. Ai zis uh, cu, uh, că s-a terminat cu disponibilitatea la toate chestiile, cu vreo 2 ani s-a terminat și aia. Da. Nu și-a revenit nimic din tot ce ai zis tu, că uf, niște ani de zile. Deci, ori îți cam ies, ori le cam, cam știi, ori cam o intuiție bună. Acum văd că ai venit cu fițuica pregătită, da, deci știu frate. clar că am venit mai povesti. pregătit. Am venit mai pregătit decât de obicei. E, e sper, să, sus. sper să nu fie boring, dar am venit pregătit cu ele și am zis să-mi notez câteva să nu uit de ele. Că după aia noi ne luăm în poveștile în noastre și batem câmpii pe nu știu ce subiect și da. mai uit. Și atunci mă mai uit din când în când pe ele, că mi-am notat câteva lucruri să nu uit de ele, că sunt importante. zi mi pe cea mai nasoală. Ah, de deci ce încep cu cea mai nasoală? Pentru că... E pe clickbait așa, nu? Te-ai prins? Cum să faci anul 2024 mai bun? <laughs> Zici tu pe pozitiv, nu așa? <laughs> Cea mai nu. nasoală o, de anul O, o să fie bună anul viitor, că au ăștia bani, să dea, o să fie așa, cu aspersor o să dea bani. Dar să fie în electoral. Am e. și asta pus aici, că am mai am propus să fac o, o o abordare din asta mai specifică de business, PESTEL, pentru 2024. Adică politic, economic, social, uh, environmental, tehnologic și legal. Că toate ne afectează. Okay. Că am fost acum o săptămână în club și eu cu nevastă-mea, după trei ani de nemers în club, și au venit mascații să verifice, nu știu ce căutau pe acolo. Casa de marcat. Probabil droguri, nu. Că era destul de... Era, erau vreo 200, să ne înțelegem. Au închis ah. clubul cu totul. Noi n-am înțeles ce se întâmplă. Au venit pe acolo, ne-am legitimat și am vrut să plecăm. La un moment dat am zis, Bă, durează prea mult. Ați terminat cu noi? Nu, frate. Închis dar închis în sensul că nu puteai împinge ușa, că erau din, din exterior, care au închis cu totul. Bă, și m-am simțit așa dar de... care fază faza? Că m -am simțit așa de, de, ținere de, de, persoane? Da, așa m-am și simțit. Adică am stat jumătate de oră după ce mi-au verificat tot ce era de verificat și n-am putut să ies. Și am zis, bă, da, dacă am urgență, dacă ceva s-a întâmplat acasă, cum vine treaba asta? Și m-am simțit nepregătit. Uh, nu, nu nu mi-a nu mi pus niciodată problema să mă învăț drepturile personale, să mi le exercit, pentru că n-am fost pus în situații de astea. Și acum am fost pus într o situație la aiure așa, ca o Și c ce e în asta? Că trebuie să învăț, o să ajungem și la partea asta legală, personală, pentru că dacă nu ne știm drepturile, e foarte ușor să primim vrăjel de-astea, că numele binelui cel mare trebuie să renunțăm la niște drepturi de ale noastre. De și -au, eu când au aud frăgezit astea, deja în 2020 cu asta. Băi, eu când aud din astea, mi-aduc aminte de aia cu soluția finală, mi-aduc aminte de mulți care așa spun, de Partidul muncitoresc care a început în România. Adică vrăjala asta e cam ciclică. Și mă cam sperie că oamenii stau cu minți și liniștiți în banca lor pentru marele bine, care nu e niciun mare bine după aceea, apare doar un mare control, mai mare decât aveam până acum, uh -huh. Pentru că noi nu ne, execită, nu ne cunoaștem drepturile personale, nu ne le exercităm, nu ne luptăm pentru ele, nu ieșim în stradă destul pentru ele atunci când lucrurile... Ce când, nu Bă, când nu se în stradă? Băi, că nu poți să le rezolvi... Te treabă. Nu, dacă nu poți să le rezolvi singur, cred că trebuie să, faci... trebuie, să, trebuie să, ne unim. Poate nu ieșim în stradă, poate ieșim pe internet în Gata să faci partid. Nu fac niciun partid. Ca să te interviu. Îmi fac o mișcare deci... civică de apărarea apărare a drepturilor, că mi-e groază de ce, ce vine în față. Îți faci un grup pe Facebook. A, exact, un grup. Eu, Eu și încă trei. Eu și încă trei. Băi, nu suntem de acord. Bine, să votăm. Hai să faci, facem un dau într-un grup de patru. Să <laughs> Deja gata. S-a <laughs> stricat da. Deci uite, așa m-am gândit să le abordăm așa pe cele șase. Politic, okay. economic, social, tehnologic, environmental și șase, da. Și să vedem ce... Cum, cum ar fi în 2024? Nu știe nimeni cum, cum ar fi. Și mai mult o să încep cu zona de business, și după aceea, nu știu, poate și zona personală, dar cu mențiunea și cu disclaimerul că orice tai și faci uh, video mic, să pui disclaimerul ăsta. Bă, astea sunt părerile mele. Nu mă luați uh, în stânga și nu părerile mele. Dacă eu vreau Nea. să le șiresc uh, că suntem uh, bine intenționați, dar sunt părerile mele cu bune și rele. Acum, încă o dată, până acum părerile tale nu prea au da pe lângă și ne bazăm pe intuiția ta și pe know-how și pe cât călătorești și cu oamenii care să ai de vorbă Că, până în alta, dintre noi doi, tu ești la mai bogat și mai conectat, așa că să începem Să începem <laughs> cu ce, uh, cu ce -ai... Am un în viitor, cred că o să fii tu mai bogat, am un feeling așa Zici, de La pleacă, pleacă gadget butic, pleacă like tu de mun? Mamă, știi cum? Dar să știi că anul ăsta a, a mers un pic mai bine. Dar nu despre asta vorbim acum. Bine. Ap apropo, uh, am de la cutie, cu dar acum la final când vrei. Când vrei tu, la final. Lasă că Hai și că eu -o... am cartea. Și eu am cartea, trebuie să o arăt. Perfect, bine, facem promo la final. Începem bine. direct. Revenim la IG de data ce îți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată Pene de curent, panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, Alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. Care este cea mai. Che cea mai stresantă idee, problemă, situație care te preocupă pentru anul viitor? Care aspect să alegi? Politică, economică? Dintre toate? Cea socială. mai cea mai interesantă, pentru că, uite, am încercat mai... am, am să mai ating chestia asta cu câțiva invitați și mi-a rămas în minte. Uh, am auzit, spre exemplu, din gura unui uh, mare sociolog, vorbind despre lucrul ăsta, că în ultimii 20 de ani, generația care acum vine și la un moment dat va trebui să preia controlul, a trăit uh, sub uh, această mare aură a precarității. Totul uh -huh. este în declin. Așa Economii 2008, acum 2020, 2021, 2020 și nu mai știm cât. că nim -n, nim -n, ca Nu știu dacă a început recesiunea, a început, n-a început, poate ne spui tu. Eu am citit în Financial Times că au început iară să bubuie falimentele pe final de an, că au început să se strângă lațul, asta e una. Pe de altă parte, s-a terminat pandemia, că a intrat Putin în Ucraina, dar noi nu știm. Eu mai văd oameni cu masca pe față, au început iar să-și pună oamenii masca. Deci, din nou, nu știu. Politic părem muci, avem doar partid unic și niște... Nimic ca nu poți să i zici extremiști, că dacă erau extremiști mai făceau și chestii periculoase, dar nu fac, doar dau din gură. Deci, la mine este așa un pic de ceață. Tu ai început cu politica, dar eu o să mă refer la modul în care ce se întâmplă și care sunt uh, problemele care pot apărea în business din politică. Pentru că e un factor extern față de antreprenori care, pe care nu poți să-l controlezi și care te afectează vrei, nu vrei. Dar și personal. Eu cred că anul viitor este, fiind an politic, da, an politic nu că e an de alegeri. Nu e de an de alegeri. Părerea mea este că sunt cele mai importante alegeri după 89. Și nu doar la noi. Da. Sunt zeci de țări care au alegeri. Da. Nu mai vorbim de faptul că e și în sincron. Deci mie mi se pare că miza este ex, extrem de mare. Acum, antreprenorii vor fi bombardați și sunt deja bombardați de toate partidele să se implice la nivel de față publică, la nivel de model, rol model, la nivel de bani, la nivel de mm. uh, parteneriat, uh, implicare, uh, li se cere strategii, vină și contribuie. Vrăjel, niciodată nu se contribuie. Și la tine? fiecare dată sunt, dată la două luni, trei luni, mai alții nu. mai vin că ei vor să schimbe și nu schimbă nici înainte, nici după. Însă, deci aici e un risc foarte mare de asociere pentru că orice promis tu din gura lor tu crezi că o să fie așa ca antreprenor, dar nu se întâmplă așa. Deci okay. e un risc foarte mare reputațional în perioada respectivă să ne luăm duși de, de acest miraj al schimbării posibile, care s-a demonstrat de până acum că nu s-a putut face repede. Eu nu zic că nu se poate face, dar nu repede. Și noi, ca antreprenori, de obicei preluăm lucrurile ca și când ar fi mâine. Și nu se întâmplă mâine. Deci e un risc reputațional la care trebuie să ne, să ne gândim bine ce facem. Și să devenim trompetele unil, unora sau altora doar pentru, eu știu, credem că cineva vrea să facă bine sau ni uh, se pare nouă că ăștia sunt mai buni decât ceilalți, n-aș prea crede. Uh, puțin sunt uh, quality în, uh, în politica de astăzi și, uh, și încă mai e nevoie de să mai vină o grămadă ca să crezi o masă critică. Încă e. Old school, păi politic. Care, care sunt forțele? Că până la urmă, până la urmă, USL-ul ăsta, PSD, PNL, coaliția, trebuie să spargă la un moment dat. Deja dau semne de fractură, dar nici nu știu care e diferența între ele, cred că nici ei nu mai știu. Iar pe partea asta, la altă, ai, ai pe cei din aur și îi mai, ai, astăzi au anunțat în momentul înainte de înregistrarea noastră, am văzut că USR-ul a, a creat alianța pentru dreapta, o chestie cu PMP-ul și cu. Da. Așa. Deci la nivel de business și antreprenorii trebuie să păzească de chestia asta. În egală măsură... Dar să nu simplice deloc? Eu aș zice că acum ar trebui să ne implicăm interesați. Adică să încercăm în această perioadă în care ei vor să ne promită de toate, să cerem și să rezolvăm lucrurile nerezolvate de 30 de ani. Birocrație excesivă, legislație complicată, norme neimplementate. Cred că e un moment în care în loc să cerem individual noi sau să ne gândim că o să ne bage cineva în seamă, că o să ne facă nu știu ce avantaje, să ne coalizăm în patronate active, în asociații profesionale, că fiecare dintre noi avem asociații profesionale pe verticala noastră. Și să înțelegem că asta este o ocazie unică prin care putem să negociem niște lucruri cu care, la care suntem în urmă. Gândește doar uh, legea, uh, hai să spunem, când vrei să faci o companie care să cuprindă toate lucrurile astea, da? când pui toate lucrurile la un loc. Uh, cum îi zice, legea holdingului. Păi, noi până acum nu avem legea holdingului. Eu dacă vreau să fac o firmă și firma asta nouă nu are bonitate și nu are bancabilitate, eu nu pot să o împrumut din banii firmei la care tot eu sunt acționar. Legea holdingului e ceva lăsat în urmă de 30 de ani nerezolvat. Poate e momentul să o negociem. Plus, problemele pe care le avem ca și, ca și a, a, a antreprenori și pentru oamenii noștri. Uh, ne, dea, ne ia șase luni de zile, trei luni de zile să, să aducem forțe de muncă din altă țară. Nu ne ia mai mult. Am avut aici un pe cineva de la o firmă care ne-a spus că aproape toate angajările din străinătate sunt blocate. Și că 6-9 luni angajații buni nu, nu, mai, vin aici, nu da. mai vin aici pentru că ajung mai ușor în alte țări. Exact. Distribuția și ajungerea aici e atât de imposibilă încât pierdem trenul ăsta. Ne plângem că nu avem cu cine lucra, dar pe de altă parte nu putem aduce de altundeva. Da. Fiscalitate excesivă. Deci, ăsta e un moment foarte bun pentru noi să ne coalizăm, dar nu să povestim pe Facebook, să ne adunăm efectiv în patronate și să lucrăm și să cerem niște lucruri să rezolvăm pentru viitorul economiei. Nu că vrem ceva ce nu am muncit. Vrem să se dezlege niște lucruri ca să nu alergăm împiedicați de picioare sau percepuți okay. ca niște mafioți dacă pornim o companie sau șase companii din aceeași companie. Marele avantaj al polonezilor când au absorbit fondurile europene este că au făcut legea Holdingului și nu cred că o aveau, nu au construit atunci, dar s-au folosit de ea. Au zis, bă, noi nu dăm fonduri europene decât la cei care au demonstrat deja. Adică nu dăm la oricine ciuriburii care aplică, bă, dacă ai demonstrat asta cifră de afaceri, înseamnă că tu știi să faci treabă. Okay. Și mai fost tu încă șase firme care, de care răspunzi și care bine ar fi să le fii primul client, ca să poți să le pornești activitatea. Noi dacă am face asta, ar fi uh, asociere infracțională. Dar nu avem lege pentru asta. Plus, mai vorbesc de economiile moderne. dar de ce avem nevoie de chestia asta? Hai să explicăm. Pentru că dacă vrem să consumăm corespunzător banii din PNRR, spre exemplu, sau să atragem proiecte mari, ai nevoie de niște vehicule mai mari decât ce avem acum. Plus că trebuie să pui și tu niște bani jos. Ok. Deci dacă tu nu poți să pui dintr-o companie care e profitabilă, să vii cu colateralul ăsta acolo și să vii să spui, domnule, avem nevoie. Contribuția mea e de, 100 de mii, da? Păi 100.000 am luat din firma asta, e tot a mea. Nu, acum trebuie să mă duc să scot dividende, să scot de undeva. Păi dividendele sunt scumpe, plus nu ai lichiditate tot timpul. Câteodată trebuie să iei din bancă banii ăștia ca să susții cealaltă. Dar dacă eu sunt bancabil, de ce să nu pot să iau banii ăștia să susțin o altă activitate în care cred și în care putem să facem mai mult profit, poate, sau, sau la fel de mult profit în 5 ani de zile ca și în compania asta? Deci suntem împiedicați. Pur și simplu nu avem un, o, o, o pârghie legală să operăm în treaba asta, Dar să ne crezi că, tu crezi că înțelege cineva care la putere acum chestiile astea? Pentru că cei oameni înțelege... ce de acolo nu sunt antreprenori. Ei, ei nu au probleme de genul ăsta, ei sunt salariați la stat. Știu, știu. Doar că știu, aici, nu știu, e un sac fără fund. Dacă ar avea o mică responsabilitate în gradul de absorbție ar asculta. Dar nu are nimeni. Vine și pleacă după două săptămâni și pleacă, da. lasă cheia de la dulap și spune găsiți actele acolo. E mult mai puțin... Uh, responsabilitatea lor legală e mult mai mică decât noi care avem firmă, care trebuie să ținem 5 ani de zile documente. Apropo de chestia asta, că nu vreau să insist prea mult pe politică. Da, e prea, da, prea mult pe politică. Dar da. tre trebuie să-ți mai zic asta. Și-au băgat o prevedere în ordonanța asta pentru buget, în care exonerează pe ei de răspunderea pentru felul în care au făcut bugetul și există acolo două câmpuri unde da, scrie da. Venitul suplimentare din digitalizare, două câmpuri de câte 10 miliarde de lei. Dar din pix așa. Păi Excel-ul permite orice, nu știi că așa face la bugetare. Păi nene, deci și la sfârșitul discursului premierul Ciolacu când a anunțat noul uh, proiect de buget a spus la sfârșit și uh, rog pe, domni, uh, pe colegii noștri de la ANAF și de la, uh, de VAMă cu noile softuri să îmbunătățească și mai bine colectarea ca să putem susține acest buget. Ba, a zis-o public. E. Da da. Asta este, este tot ce au ei. Au băgat uh, mai multă urmărire, mai multă poliție economică. De fapt, despre asta e vorba. Mai, și taxe mai mari, să nu uităm. 2024 va fi mult schimbat la nivel de taxare și la nivel de schimbarea asta de sume și de plafoane de la micro-întreprindere la, la întreprindere plătitoare de TVA și, tre și cea care plătește impozit pe profit e o schimbare brutală și care va aduce mai mulți bani, teoretic, dacă reușești să-i și strângă. Dacă e combinată și cu e factura asta care cumva te obligă să raportezi în timp real tot și nu mai poți să faci nimic în eu zic că ei nu s-au gândit rău la nivel de colectare. Însă să tot pui biruri mai mari pe iobagii pe care i-ai pus să îți muncească terenul, la un moment dat vine nota de plată. Dar nu la și la un moment dat. Unii nu pot să ducă, nu sunt suficient de eficienți, nu sunt suficient da. de educați, nu sunt suficient de pregătiți. Adică, dai și instrumente, dai și un pic de ajutor, nu-i lua cu două mâini și nu-i da nimic. Dai măcar cu o mână înapoi. Dar evaziunea nu e mare pe IMM-uri, pe companiile care lucrează pe factori la vedere. Nu era evaziunea acolo. Evaziunea este la recuperarea de TVA. Da. Crezi da. că o să rezolve așa? O să. Sentimentul meu este că uh, lovești pe cei care plâng și au puterea să plângă cel mai puțin. Cred că asta e o abordare. Altfel nu pot să înțeleg. Ok. Bine. Nu, încă o dată, nu vreau să insist acolo. Nu, deci, nu are rost să stăm Tu politică. stai de vorbă cu foarte mulți antreprenori. Ai avut o grămadă de întâlniri cu ei anul Te-am văzut în foarte multe locuri. Eu credeam că ești în altă parte, dar tu erai pe undeva. Social media. Face, face posibilă prezența ta ești constantă. Ubicu. Constantă, pe, exact. indiferent unde ești. Deci ca o concluzie la zona politică. De la eu am zis așa, politic, uh, ca să terminăm subiectul ăsta, antreprenorii au un moment istoric în care pot să-și negocieze anumite lucruri. Da, până la alegeri. Până la alegeri, da, da. Că... Bine, bine, bine zis. Nu după. După că vedem noi aia nu. Dacă ne-ai și Dacă -ai... ajungem noi la putere. E... Da, da, da. Doi, uh, personal, cred că suntem în fața unui exercițiu de conștiință civică major. Uh, adică la nivel personal cred că avem o mare oportunitate să putem demonstra că suntem în stare să lăsăm blablaurile la o parte, să lăsăm doctrinele că ăla e de stânga, că ăla e de dreapta, că acum toți sunt și de stânga și de dreapta, nu mai e nimeni de stânga și de dreapta și să începem să avem criterii de selecție a celor care ne vor conduce. Deci, de asta spun că eu, eu e un moment foarte important și o, o, un tur electoral poate cel mai important și pentru e un, e un semn și pentru neamul nostru pentru nația noastră, să vedem cum suntem după atâția ani, după 30 de ani, să vedem că am înțeles ceva, să vedem că suntem în stare să judecăm critic și să putem uh, separa apa de ulei. Cum? Pentru mine e un test. Cum? Atunci când oamenii aleg, selectându-i sau dându-le votul celor care reușesc să le servească interesele, pentru că arta, pentru că politica ar trebui să fie arta guvernării pentru oameni. Mm -hmm. Dacă noi nu înțelegem și nu o folosim ca atare, înseamnă că ne vindem pentru ulei și pentru niște făină. Dar asta înseamnă că suntem ca și țară. M-a sunat o doamnă astăzi că am pus ceva la vânzare pe Olex. Da. Și zice, auziți, dar prețul ăla e final. Uh, am pus un aparat de cafea care în mm? de pomană. Și zice, uh, prețul ăla e final, că știți că eu sunt pensionar și aștept să ne dea ăștia din ea. Nu are și atunci o să, am mai, o să mai am ceva. <laughs> Deci ea avea poezia pregătită și zicea, ziceți zic, cât să să plătiți. nu, că nu vreau să vă jignesc. Pe nu mă jigniți. Plătește prețul întreg. Exact. Și zice, haideți că vorbești și cu soțul, dar știți că noi suntem pensionari și în ianuarie se ne dea aștia. ți să-i trimiți. Dați-mi doamna adresa că vi-l trimitem. lăsați -le. da, luați-l. lăsați -le, da, 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 vezi că deja pensionarii știu, vin ianuarie, după care mai vin profesorii, 50% anul viitor, deci sunt și de categorii care vor primi. În același timp, au dispărut programe de mediu, au dispărut o grămadă de chestii, dar avem cele mai mari investiții pe care le punem la autostrăzi. O să vedem cum se merge chestia asta. Deci, o să fie niște bani în anumite părți. Se estimează încasări istorice. Da. Pe partea de business, însă. Nu, eu nu cred se... că au făcut rău, nu cred că au făcut rău. Păstrează întrebarea, nu cred că au făcut rău la nivel de. Ordine și fiscalitate și rearanjarea plafoanelor. E un pic prea brutal și fără suport necesar de trecere de la o etapă la alta. E pur și simplu de pe o zi pe alta, nu de pe o zi pe alta. Dacă cumva ai depășit în trimestru 4, te iau de la ultimul trimestru. Deci nici măcar nu începe peste 6 luni, în timp în care să te poți pregăti, să vezi unde ești. Nu, dacă trimestrul ăsta al patrulea, în 2023, ți-a mers cumva bine. Te-ai schimbat din septembrie, retroactiv. Nu te schimbi din ianuarie. E foarte, e foarte bruscă mișcarea și mișcările bruște sunt foarte rele pentru economie și uh, pierde, se pierde așa, acest nivel de încredere. Tu nu poți să-mi spui în decembrie că mi-ai schimbat regula pe septembrie. Că eu am făcut plățile, eu am plătit oamenii, mi-am făcut costul costul unui produs la un alt tip de taxă. Tu hmm. nu poți să-mi spui că a, la final mai vedem noi cât că atunci eu trebuie să cresc prețurile. Dacă eu cresc prețurile nejustificat, piața vine și se întoarce împotriva mea. Scade consumul, tot am mai puțin să-ți dau la final, dar ne-am pierdut și încrederea asta, relația asta de încredere în care tu ca și stat îmi crezi condiții ca eu să prosper. Nu îmi pui piedici când mi-a mers bine. Zis stai mă puțin că vreau mai mult. Da, bine, asta pare oricum o chestie care ne-am obișnuit deja. Nu, n-a fost până acum așa de... Au fost lucrurile mai, mai, mai... în avans. Uh, S-au discutat în, în ultimii 30 de ani, vorbim. Adică au fost și momente de de schimbare, dar i-au costat electoral pe cei care au făcut-o. Și acum nimic nu mai costă nimic pentru că uh, oamenii, în loc să, să uită la politicieni și să vadă lucrurile care trebuie schimbate, făcute diferit pentru că... Știi, am zis-o cineva foarte bine, că ăștia colectează bani de la... Alții și cheltuiesc pentru alții. Cel mai prost mod de a gestiona bani. Așa. Banii. E. Așa e. Da? Și atunci trebuie să mai vină cineva să mai tragă de mână, că da, noi părem total anesteziați. Ne interesează doar cine ce a mai fumat și s-a urcat la volan. Da. Aici, în România. Păi, faci parte și asta din circ cir și pâine, nu? Uh -huh. Dacă ei fac circ și dacă tot ei distribuie pâine la cine trebuie, care sunt 5 și unul care votează, treaba merge. Ce contează antreprenorii? Ce contează liberii profesioniști, ce contează liderii care, ce contează oamenii de, de artă, oamenii de litere, oamenii de presă adevărați, nu contează mă, că i puțini. Și nu-i mai ascultă nimeni că dacă pune cineva pe, pe storii niște buci frumoase, cine să mai te la la? A pierdut trenul. Da. Banalizarea, banalizarea și depravarea uh, informației pe care la care suntem expuși te aruncă într-un într colț de-asta de. -asta de de umbră. Adică și dacă vrei să spui ceva serios și dacă reușești să o spui mai funny sau mai mai apropiat de oameni, e incomparabil mai puțin distractiv și mai puțin entertaining decât ce poate să facă alții pe internet pentru viori. Eu o să mă uit cu mare curiozitate la analitice să văd pe bucate când ai vorbit tu de legea holdingului dacă mi s-a prăbușit uh, riciu. Cred că da. S-au zis, cer, mă, iară pentru bogați, mă. Dar nu înțeleg de fapt exact. că holding generează de trei ori mai mult, istoric vorbind, holdingurile și... A, e, Existența acestui instrument generează de trei ori mai multe locuri de muncă. Pentru că, de fapt, este el doar mecanismul de a finanța companii sustenabile în viitor, nu încercări cu bani puțin numite startup-uri, în care hai să vedem dacă merge, cu frigăria nu merge. Nu. Tu când faci chestia să ai deja o companie care îți dă numai bani. Care, pe care probabil le arată la bancă, îți dă expertiză, îți dă contabil, îți dă. dă Am Nu și la nu de oameni care se uită, pătrund greu subiectul ăsta. Da, dar uite, îi dăm utilitate practică. Deci, dacă vrem să avem mai multe locuri de muncă în România, avem nevoie de o lege, care nu e așa de complicată, care există peste tot în Europa, aproape peste tot. Okay. Deci, nu e ceva ce suntem în urmă doar cu 20-30 de ani, pe care okay. putem să o punem și care ar da un boost economiei prin crearea locurilor da. de muncă și susținerea acelor locuri de muncă, pentru că ai o companie sponsor care te da. ajută și care devine și primul tău client. Te mai tolerează puțin la da. început. Mai suntem la politic un pic? Nu, nu, cred că la nivel personal oportunitatea noastră este enormă și aș încuraja pe toți să se uite bine să-și facă criterii. Care sunt mai progresiști? Care sunt mai... mai ce îmi place mie? Ce vreau să susțin mai departe? Sau întrebarea e alta. Ce, prin votul ăsta, sentimentul meu este că ne, ne, ne decidem următorii 8 ani de zile, nu 4. Uh, și poate chiar mai mult, dacă e și european, sincron. Pe se schimbă și președintele. Da. E și alegerile europene. Deci exact. Și parlamentare europene, și locale, și prezidențiale. Deci, de asta spun că e foarte importantă perioada asta și i-aș încuraja pe toți să gândească ce vor să. Crească mai departe în România. Cui vor să dea puterea? După ce criterii? Oamenii ăștia sprijină niște valori, duc niște idealuri, protejează niște principii, dar stimulează ceva economic. La capitolul valori, asta devine un pic aplicație. În astfel de perioade devine foarte atrăgător, atrăgător socialismul. În perioade da. de recesiune, în perioade în astea de refacere după evenimente nefericite, da, da. plus că mai ai și război la graniță, oamenii vor să păstreze status quo, nu prea vor să facă schimbare prea multă. L-am avut aici pe. Șeful de SIO Clubs, pe Sotiris Hatzidakis, care uh -huh. vorbeam fix despre situația Greciei, care fix după o perioadă de recesiune destul de severă au chemat comuniștii la putere. Da. Și a, a făcut praf țara Varoufakis. Da. Și a zis, era într-un. înainte, deci uitându-te după la chestia asta, în, înainte ar fi trebuit să pară evident ce o să facă ea. Dar până când nu ai pățit-o, nu ți-ai dat seama cât de gravă poate să fie. Da. Care crezi tu că sunt pericolele? I, i, din punct de vedere politic sau orientare care ne pasc pe noi la, la configurația asta. Avem o populație care îmbătrânește, pensionari care au nevoie de protecție în continuare, o, o pătură mijlocie care se tot subțiază și devine tot mai frustrată, se uită din nou spre vest, vrea să emigreze, din cât am văzut. Da. E clar că dacă nu investești în educație și sănătate, după 30 de ani, ai o grămadă de oameni cu mâna întinsă. Dar e situația perfectă a celor care... E, un, e, un, e un, o furtune perfectă acum. Ai o masă de oameni care uh, nu mai au altă soluție decât să fie asistați social sau susținuți. Mm, zero investiție și reforme în educație, și sănătate sau put, foarte puțin, nu se simt. Nu există. Uh, sau chiar dacă sunt vândute ca reforme, sunt vopsit uh, gardul vopsit. Uh, și o situație economică dificilă a țării. Deci, când le pui toate astea una peste alta, tendința omului să spună mă predau în fața statului, dăm tu că noi nu suntem în stare prin mediul privat. Asta e cea mai periculoasă situație, pentru că preia toată puterea și nu doar preia puterea, poate să o folosească, așa cum începusem interviu, într-un mod extrem de, de, autocrat pentru următorii 10 ani sau 12 ani sau 8 ani. Odată ce preiau puterea unii care se folosesc, că îi văd deja, se folosesc, toți se folosesc din ambele părți, se folosesc de aceste tipuri de trigăre, Uh, și le dau falsa speranță oamenilor că o să le dea mai bine și că o să avem noi grijă de voi. Noi am uitat că ni s-a mai spus asta mai de mult cu 50 de ani. Avem noi grijă de voi. Statul e cel mai bun prieten al tău. Cel mai bun administrator, cel mai bun prieten al tău. Și să împărțim bogăția Acu la toți. 100 de ani. Acum 100 de ani la fel. De fiecare dată când cineva a venit și a dat vrăjeala asta, s-a rău. Soluția nu este să ne predăm în fața unui stat puternic care să ne, să ne limiteze drepturile. Soluția este să ne împuternicim pentru ca noi să construim societatea viitorului și împreună cu statul care gestionează uzufruct pe care noi îl facem să-l distribuie în, spre instituții care poate nu sunt eficiente sau, sau hai să spunem, că trebuie să-și păstreze uh, spiritul social. Pentru că e greu să te gândești la un, la un sistem uh, medical in, 100% uh, privat. Pentru că interesul, interesul privat s-ar putea uneori să sară calul, să depășească o sferă a normalității și a pacientului și grijii și Am văzut asta în Statele Unite, de da, exemplu. Da, Deci sunt anumite zone cheie în care zici, trebuie să fiu ca și stat, că e felul în care eu mă, mă ocup de toți. Dar nu peste tot, și nu intrând peste orice zonă, altă zonă, încercând să domine acolo, fără să ai experți, fără să ai de. expertiză, fără să ai pârghii, fără să vrei binele acelui domeniu, ci doar să vrei controlul. Asta e marele risc în fața căruia suntem anul viitor. Cel mai mare. Deci, să recapitulăm pentru cei care au deschis cartea de istorie și internetul mai târziu. Niciunul dintre cei care au venit în ultimii zeci, o sută de ani la noi și au venit și ne-au spus dați-mi puterea că o să împart bogăția la toți, nu a făcut decât să împartă sărăcia la toți. Da. Putem fi de acord? Da. Nu Avem, un, avem un alt exemplu. Și-a și -a amplificat puterea uh, până la nivel de, de dictatură în fiecare an m în numele binelui cel mare pentru societatea da. noastră pe care eu o conduc. Da. Și se vede asta în Turcia, se vede în Ungaria, se vede în Rusia, se vede peste tot. Da. Dar uh, oricum, faptul că discutăm despre lucrul ăsta, s-ar putea o parte din oameni să zică, hu, bine că voi aveți și noi nu avem. Dar din perspectiva mea, dacă ai sta, n-ar fi așa de ușor. Și vreau să le spun celor care se gândesc la treaba asta, este că se poate mult mai rău decât unde sunt. Acum sunt doar fără resurse. Când ești și legat și fără nicio resursă și fără nicio șansă de a reveni într-o formă de reziliență umană, o să discutăm despre perioada asta ca și perioada de aur. Există riscul ăsta. Asta, asta mi-au spus-o mai mulți oameni care au stat de vorbă, că există riscul să alunecăm într-o perioadă destul de dark, care, exact cum ai zis și tu, să ne ducă la un deceniu de, de tristețe, de recesiune, de sără, sărăcie. Sau, cum să mai spune pe internet, sărăcie. Da. <laughs> <laughs> da, mă, da. Eu, eu sunt fanul autonomiei personale și încurajez pe toți să gândească, să nu creadă nimic de-a binelea, nici pe noi, pe nimeni, să gândească, să ia informațiile de la noi, să spună, bă, ce zic proștii ăștia? Păi zic asta și asta, ia să mai studiez puțin, ia să mai caut puțin, da. ia să mai văd, dar nu să ia headline-ul și un titlu de ăsta și după aceea să, să zică, păi headline-ul celuilalt e diferit și eu îl aleg pe ăla, că e mai simpatic. Să începem să gândim, că dacă nu începem să gândim, nu ajungem niciunde. De asta suntem aici, Con da. să continuăm lecția. Ce? Ajută-ne să gândim. La ce? La unde eram? La era era ca la tot. Am terminat cu pădă, încolo, că e prea Și așa am dat prea mult timp. Nu-mi place politica, dar, dar, anul viitor, dacă vorbim de 2044, în mod excepțional, 24. 2024, în mod excepțional, uh, va avea un impact major treaba asta. De am insistat un pic acolo, da. pentru că nici mie nu-mi place politica, evident, nu ne, nu ne place, ne pute. Da. Dar, până la urmă, ăia sunt la butoane și felul în care fac ei bugetul cu proiecțiile la bugetare totală, iuristice, vor majora și dintr-o dată o să cadă iar audiența deficitul, deficit care va fi finanțat din credite, că ne, ne tot împrumutăm într-o veselie și până la urmă vrei, după să la de tot? vrei să cadă de tot? Hai să discutăm despre gradul de îndatorare al României și cum nimeni nu este responsabil de la o guvernare la alta de gradul de îndatorare cu care intră și cu care pleacă. da Deci nimeni, nu, nu există nicio transparență, nicio discuție, niciun debate public. Mai aud și pe unii deștepți care zic, uh, da, uh, avem deficit mai mare 2023 decât ne-am propus. Trebuia 3% parcă și am ajuns la 5,7, 5,2. Dar vestea bună este că PIB-ul e mai mare. Și eu mă uit la el și zic, tu ești economist. Deci tu îmi spui că o să avem în valoare absolută, noi avem o datorie mult mai mare de data asta pentru că avem o cifră de afacere a țării mai mare cu o, o, un deficit procentual mai mare în loc de 3, da. 5,7. Deci care -i? cum poți să-mi spui treaba asta și să mă minți în față și să mă prostești în față că avem o veste bună? nu e nicio veste bună. În valoare absolută, România este de două ori mai datoare decât ce a propus. Corect. Și atunci, și nimeni nu are niciun fel de reacție la chestia asta. Bă, stai-mă puțin, sumă, cifră, când plătim, în cât timp plătim, sau ce facem? Nu mai plătim, le dăm ca și grecii drepturile de exploatare a aeroporturilor, a porturilor, le dăm până își recuperează banii pe care noi am cheltuit aiurea și pe care i-am luat de la ei cu mare generozitate, că știau că suntem proști și nu știm să gestionăm. Ăștia ne pe fiecare cu niște mii de euro în fiecare an și noi îi lăsăm pentru că ni se pare că sunt prea departe, că nu avem acces la ei, că poate ori știe mai bine, că oricum i-am votat și le-am dat un cec în alb. Că în momentul în care tu îl votezi pe ăla, practic tu îi dai voie să facă ce vrea el. Tu vrei o emisiune cu doi nu, urmăritori, azi, da. Da. Ok, mai departe. A, ah, mă, să fim mai distractiv, să fii mai vesel, să Băi, fii mai ce tare! Primiști. deci nu te-am mai văzut în cămașă albă. E prima oară când te văd în altfel decât în nu cămașă neagră. nu e adevărat. În primul podcast când am filmat uh, pe caranfil eram în albă. Dar eram cu un sacou, așa, și de-aia nu da. te-ai te prins. Dar, surprinzător, arăți bine și în albă. E bine, nu? Da? <laughs> Alb și negru, am două variante. M-am pus în că nu știam cu, dacă vii tu, tu, cu negru. Ești bine, mă, ești bine. Ești acolo, neutru, ești da. smart și că toți ăștia deștepți să tech folosesc că mă I-am văzut dulapul lui Zuckerberg, lasă că nu are doar tricouri ne-a păcălit. N-are, nu? Avea doar și nu dungi. Avea am văzut și... eu. Bine. Deci unde suntem la economic, da? Economic, da. Bun. Deci la economic vestea proastă este că sunt destul de multe verticale și industrii lovite și se simte asta la nivel de cifră, la nivel de tradability, la nivel de uh, falimente care deja se văd, uh, furnizorii în lanț și vezi furnizorii, uh, al treilea furnizor în lanț că începe să cadă și asta înseamnă că încet, încet vin și către tine, adică te duci la cel care produce cea mai rău material și ăla nu mai poate. Că de obicei presiunea asta se, se duce tot timpul în jos. Când se oprește consumul undeva sus, la consumator sau la, la, companie, sunt mai mulți furnizori care sunt lanțul ăsta. Și toate se aruncă mai departe, crezând că ăla de la bază, care e furnizorul, muncitorul, ăla va putea să susțină că de fapt de la el pornește tot. După care el încearcă să-și absoarbă adausul respectiv sau diferența de cost în preț vine către tine să încerce să negocieze, nu știe să negocieze care e mentalitate de producător, tu ești mai bun că ești comerciant sau ești mai aproape de client, îl negociezi, ăla înghite că zice trebuie să dau de mâncare la oameni, tu te bucuri de chestia asta, orunci, înapoi, fără o modificare foarte mare a prețului în piață, ăla zice, băi, hai că e bine, încă mai consum, dar cel de jos, cel care trebuie să susțină baza, încet încet nu mai poate, nu mai are lichiditate și se schimbă indicatorii, banca vine și îi cere bani înapoi zice, bă, ia mai de bani înapoi că s-au schimbat indicatorii. O să scinam de unde, fă bine să iei de altundeva. Se refinanțează scump de afară oameni, începe să nu avea, să nu mai aibă lichiditate pentru materii prime de bază din care el își formează primul, să zic, un semiprodus sau un produs combinat și începe să cadă. Asta se vede acum. Dar ele nu sunt așa de vizibile, că nu sunt branduri hat. Nimeni nu știe că a murit o, o, o fabrică, o mică fabricuță de componente, de mașină sau de pantofi sau de nu știu unde, într-un colț de sat sau undeva, că acolo sunt puse. Nu, nu le vezi în presă. Dar tu le vezi? Le văd, pentru că îi, îi aud, mă întâlnesc cu 1.500-2.000 de antreprenori pe an. Acum mai mulți, am fost în turul ăsta prin țară și m-am văzut cu 2.500 de antreprenori. Păi s-au mulțit ei sau au ajuns mai mult la tine? M-am dus eu mai mult în țară, n-am mai făcut până acum așa ceva. Okay. Nu m-am dus până acum, trebuia să vină ei la București, dar acum, uite, Avia a făcut efortul ăsta cu mai mulți dintre noi să ne ducem și ne-am comis la treaba asta și ne-am întâlnit cu, cred că am stat de vorbă cu sute. Și am, am informații despre toate zonele din țară și multe industrii și multe uh, tipuri de modele de business. Și am auzit multe lucruri. Cu ce ai rămas? Am rămas cu... Și, și noi și ei, cu toate că nu ne-am dus pentru asta la eveniment... Am rămas cu gândul că și ei, cumva asta au spus, că mindset-ul nostru păgubos ne face pe noi ca antreprenori să rămânem mici. Foarte interesant. Adică avem acces la tuluri, sigur, suntem în urmă cu nivele de educație, nu avem educație de bază, nu avem un examen de a intra în antreprenoriat, nu, da. nu trebuie nimic, pur și simplu crezi că te descurci. N-am avut familie din care să învățăm uh, de unde? meșteșugul. De unde? Uh, nu avem tuluri, uh, că nu suntem dispuși să investim în tuluri tehnologice, că ni se par că le-ați pentru avioane, lasă-mă avioane, fă-mi un site în Flash în 2023, știi? Că așa am auzit eu că e nu prea ne pricepem la oameni și nu am învățat să... să... Pentru că business au rămas mici de cele mai multe ori, am putut să compensăm noi ce nu făceau alții. Și tot timpul țineam pe unii, plecau, veneau alții, aveam noi driving force-ul ăsta, dar nu merge să crești doar tu. Și n-am apucat încă să vedem să creștem prea mult. avem puține exemple de creșteri mari. Și tu te de referi la businessurile care stau într-un singur om? chiar dacă stau în 20 de oameni, în realitate stau într-un singur om. Ai probleme. The driving force și driverul e tot ăla. Ăla trebuie să conducă tot timpul, ăla nu se oprește niciodată. Nu e ca la uh, tiruri să mai lași și pe altul 8 ore să mai faci și tu. Ai știi? problema lui. Da. Și nici nu știe, neștiind că nu poate singur, nu valorizează oamenii și nu îi tratează ca niște, ca niște valori ca un capital, îi tratează ca pe niște resurse temporare care fac da. o treabă și sunt plătite. Ce mănuți nu destul că te-am plătit, ce mai vrei? Dar nu merge așa sau pur și simplu face ca în filmulețele de pe internet când șoferul face înfar și ca într-o parte așa da, și, și ca autobuzul toți, toți, că nu rămâne autobuzul pe automatic, nu are automatizări ca să meargă încă 200 de metri și să parcheze pe dreapta, se duce okay. imediat deci sunt o grămadă de lucruri care ne lipsesc, dar cel mai important ne lipsește mentalitatea de cuceritor se vede acum după mii de ani după mii și mii de ani că avem mentalitatea asta de apărători, de de ne descurcăm E ok să te descurci în niște situații punctuale și să nu devii ultra procedurat ca un neamț să rezolve o problemă care e mai simplă. Dar la nivel sistemic nu ai cum. Nu ai cum să operezi dacă nu ai o mentalitate de câștigător. Să cucerești piață nouă, dacă tu ești într-un oraș, te duci în alte orașe și poate vorbim și de treaba asta apropo de cât de dificil e pentru mine cum a fost doi ani de zile în Dubai, să te duci într-o piață în care nu te știe nimeni, nu știe nimeni business nu ai furnizori, nu înțelegi legea, nu știi cum să te descurci în sensul de depuneri, de acte, de obțineri, de licențe, totul e nou, ai oameni din șase, din șase țări cu culturi și patru continente, culturi total diferite, pe unul trebuie să-l mângâi ca să facă performanță, pe altul trebuie să-l duci la bar și să dansezi cu el, să te împrietenești cu el, ca așa relaționează sud -americanii. Trebuie să fii prieten cu ei, nu poți să fii structurat. Sau uh, un român pe care trebuie să-l plătești mai mult decât îl plătește piața și el ce respect, îți dau. Sau un uh, asiatic gen Pakistan, India, la care el îți spune, da, e yes, săr, e yes, săr și nu e. Și dacă îi spui că n-ai făcut bine, fără să-i scrii pe hârtie, să-i dai avertizment scris, el nu percepe că a fost un feedback, doar o recomandare. Deci să intri într-o cultură din asta total diferită a mindset-ului forții de, mun de muncă este foarte complicat. Și cu astea se lovește și românii noștri și, și mindset-ul nostru de ne de protectori, nu de cuceritori, ne opresc să cucerim piețe, ne opresc să atragem talente lângă noi, ne opresc să atragem bani. Că astea trei sunt importante ca să poți să crești. Ok, dar cum depășești chestia asta? Pentru că, da, mai ul la recunosc la toată lumea, inclusiv la mine. Or, oricât de multe te uiți și zici, interesant, dar parcă nu e pentru mine da. să mă duc să experimentez aia. Da. da. Ăsta e și motivul pentru care am scris cartea asta. O să-ți povestesc despre cartea asta, tocmai ca să mapăm mai multe tipuri de mindset. Reprimat, resemnat, rival, realizat. Cum operează fiecare? Eu cred că înainte de, înainte de a cere soluții magice, nu există soluții magice să schimbi ceva ce este băgat în tine. Mindsetul e o sumă de experiențe, de, ADN, de, de informații adeneice, de convingeri, de, de valori. Păi să nu le schimbi de pe zi pe alta. Dar primul lucru care trebuie să-l faci este măcar să-l verifici, să-l testezi. Bă, unde sunt? Unde, unde trăiesc în capul meu? Pentru că mindset-ul ăsta îți definește o viziune asupra vieții, o lentilă. Lentila asta, dacă e strâmbă, deja ai pornit pe o direcție greșită. Dacă lentila e strâmbă, ce urmează după viziune? Urmează proces de luarea deciziilor, apoi urmează strategie pe care o faci, apoi să faci lucrurile și apoi să obții rezultate. Păi, dacă tu din star de la lentile e strâmb, nu poți să te aștepți la niște rezultate acolo. Uh -huh. Și orice ai face să optimizezi procesul ăsta, e deja plecat. Deci, tu ești pe arătură și vrei să mergi cu 180 de la oră. Nu o să mergi niciodată. Poți să optimizezi să-ți iei Ferrari. Da. Ești tot pe hârtoape. Și ce mai mulți dintre noi, tot ce reușim să facem este să ne uităm la omul care stă în de vorbă și să vedem dacă îl putem citi. Da. Asta e maximul de profesionalism de care stăm în stare. Da. Că să ne apucăm să ne uităm pe bilanțuri, să facem un audit, un plan de afaceri care e bonitatea aia? Nu, boss, hai zic. Zic care e vrăjeala. Da. Zic care e scurtătura. Hai, cum o, cum o, dăm? Bă, vestea proastă e că nu prea merge cu scurtături. Nu mai merge cu scurtături. E o perioadă economică în care rămân doar cei buni. angajații vor rămâne în piața forței de muncă cei neînlocuiți de roboți de AI, doar cei buni care aduc o contribuție. N-aduci o contribuție și doar dai la pilă pe undeva, că ești cu pixul sau cu calculatorul sau cu forța o fizică, dacă nu aduci contribuție, nu poate fi... Nu poți să faci mai bine decât poate un robot sau un AI, clar. Dar dacă aduci o contribuție printr-un proces de, de participare uh, uh, asumată și să, să poți să inovezi, să poți să faci lucruri uh, pe care încă astăzi ai nu le poate face, atunci încă mai ai loc. Anul trecut, când povesteam de ultima dată, se pregătea să bubuie. Vorbeam deja despre da. AI. Între timp a plecat... Am ajuns să ne uităm la scandala de la OpenAI ca fiind o uh, problemă a umanității, nici măcar mm -hmm. nu era o problemă unei companii. <laughs> așa e, așa e. Eu m-am speriat, am crezut că i-au descoperit inteligența artificială generală. Încă nu are cred că s-ar putea. Păi n ai văzut, uh, am înțeles acum vreo 8 luni de zile că era uh, IQ-ul undeva pe la 146-152. Uh, nu, era sub, da, sub Einstein, care are 160, dacă bine mi-aduc aminte, și acum undeva la 150 și ceva. Deci, da, asta s-a întâmplat în șase luni. Uh -huh. Peste un an de zile ajunge la 200. cate cate. Da, da. Nu prea, nu prea mai joșa cu el. Nici până astăzi nu au dat publicității cei de la OpenAI motivul pentru care l-au concediat pe SM Altman. Tu știi că nu și, e public? Și mai au care... avem motive de lipsă de încredere. Atât. Da. Păi ce să mai... Ce, ce crezi? Eu asta cred că au descoperit inteligența artificială generală și e, e bătălie cine să fie primii care o să aibă mini Dumnezeu la. Tu îți dai seama ce game changer e? e mă uitam și noi mai a vorbim aici de business, mai are rost să ne mai agităm. Iarăși. Da, mă, da. Are, are, nu o să afacerile, nu -o, o să moară. antreprenorii, o să aibă tot timpul probleme de rezolvat. Asta e vestea bună. Pentru că atât timp cât există probleme în lumea asta, va trebui să fie cineva care răspundă. Bă, nu putem să o rezolvăm să facem și un profit de 5 lei aici? Asta e, ă, motivul pentru care vor rămâne în continuare și vor fi necesare antreprenorii. Dar dacă gândesc tot la nivel mic, să rezolve un pic problema, fără să gândească mare, fără să își propune să cucerească, o să fie tot timpul cumpărați sau dați la o parte de unii mai mari care nu fac altceva decât stau să uite și zic, la ce facem? Face aia. Și merge? Bă, văd care tracțiune. Ia dă -i mă 5 lei pentru asta și ia eu. Și ăla zice, mă, mulțumesc pentru 5 lei. Nu, un cuceritor nu vine să-ți dea pentru 5 lei ceva ce valorează 10 milioane. Se luptă cu tine. Vine și uh, atâta te luptă și atâta te, te, te băzie până când îi dai 10 milioane, pentru că l-ai prețul corect. Eu văd alt mindset. Văd antreprenori care se duc la alți antreprenori, care văd ei că au făcut niște bani și se uită și zic, bă, ce-a crescut ăsta, mă, bă, ce, ce, ce bani. Auzi, nu vrei să cumperi de la mine 10% pe nu știu ce sumă? Da. Și da, e caz real. Și le zice: Și ce cumpăr de bani ăștia? Că toată firma sunteți voi doi și o mașină. Da. Adică firma ești tu ce faci, cumpăr 10% din tine pe banii ăștia. Da. Asta e cea mai mare problemă pe care o văd. Noi, în continuare, avem, într-adevăr, suntem partea pieței, cea mai mare piețe din lume, Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, este cea mai mare piață. Da. Avem niște bani care intră aici. Nu știu dacă suntem în stare să-i cheltuim. Bă, dar asta e și oportunitatea, ca să trecem, că vreau la fiecare să scot în evidență și oportunități. Adică în momentul ăsta de turbulențe este cel mai bun moment să faci trei lucruri. Să faci inovație accelerată, să faci scale-up teritorial sau la nivel de clienți okay. și mai e una să faci spin-off dacă se poate. Adică să-ți iei din compania ta, dacă tu ai... Uh, Com, nu știu, ai un consum mare de marketing, de exemplu, să îți faci o companie de marketing, poate chiar cu head of marketing care e la tine, să pornească și el partener acolo și în loc să ai o cheltuială cu tine și să ai tot timpul să lucrezi cu alte agenții, să-ți creezi o agenție care deja lucrează cu tine și îți dă bani, apropo de legea holdingului și să cucerească încă 10 clienți. Da. Adică, în loc, scalabilitatea presupune că uh, reușești să crești cu costuri mai puține. Da. Deci, dacă îți micșorezi costurile deodată, pentru că tu mai aduci alți clienți, ok, poți să le faci pe zero pe la momentan ca să îți micșorezi ție costurile, și să uh -huh. crești accelerat, să nu mai trebuiască să să mai iei de la alții bani și să dai equity, ci să ai cash să crești. Da. Și să-ți găsești în această piață mare de care ziceai că Europa, apropo de mindset, dacă întrebe cineva unde e, unde e, ce business ai, toți o să spună sunt cel mai mare din satul meu mic. Exact. Bă, niciunul l-am auzit să spună sunt 0,0001 din piața de cutare din Europa. Pentru că asta înseamnă un total diferit, un mai este total diferit. Bă, sunt nimeni în piața asta. Deci uite cât am de crescut. Nu mă, nu, eu sunt cel mai mare din fălticeni. Tu faci costume în da. Și e cel mai mare din fălticeni. Și câte costume ai 800? De 800 de mii de dolari, ești nebun? Păi uite ce mașină am. Bă, omule, dar tu înțelegi cât pierzi că nu te uiți la restul pieței? Păi nu mă, nu, că eu sunt cel mai mare de aici. Apropo de mindsetul nostru în care vrem să fim primari la sat și dacă am prins acolo un loc, lasă-mă că e bine așa. Da. Și care nu ne ajută să fim cuceritori. Nu ne și să cucerești nu e chiar atât de greu, pentru că odată ce ai făcut business-ul ăla să meargă, e vorba despre o metodă, de un mod de a face lucrurile. Nu trebuie decât să îl scalezi. Să, să, trebuie să l adaptezi. Trebuie să l adaptezi. Nu merge nimic. Consumatorul are altfel de, de comportament. Piața de Dar nu trebuie să reinventezi roata. Nu, dar trebuie să dai un pic la, la piuliță. Trebuie să dai un pic la piuliță pentru că altfel cheltui bani și nu știi de ce noi okay. nu ai conversie și ce se întâmplă. Deci trebuie să vi puțin și trebuie să, să să te duci acolo în piață, să, îi, să i cunoști pe ea, să iei niște furnizori locali care să spună cum e treaba acolo. De. Că și românul diferă Uite, de e, grec. Știi ce, ce mi-a plăcut că n-ai venit să le plângi de mi la antreprenorilor. Păi că cum? că nu că tu nu candidezi. Nu. Exact, că te-am întrebat, ai fost, ai văzut cu antreprenorii nu, și nu, pe o, mă, pe să pe vezi pe frații mei, noi antreprenorii acolo. Da, mă, da. da. Unii să mă înjure și să spună că, băi, de ce vorbești așa, de ce nu mă dai mai multă speranță? Dar chiar vreau să le dau, să le arăt oportunitatea, chiar dacă vedem și lucrurile nasoale care ne țin, este cea mai mare oportunitate pentru noi în piața europeană să prosperăm. Avem foarte multă inteligență, foarte, suntem foarte inovativi, noi ca neam suntem foarte inovativi, ca să nu spunem descurcăreți, inovativi. Avem oameni super talentați care încă nu sunt robotizați, Costuri mai mici decât aia, ar trebui să putem să rupem. Este o mare oportunitate pentru noi să ne ducem în Europa acum. Mm -hmm. Ne ține ceva, nu știu ce. Ne, ne țin o scamă. Păi, ne țin multe. Ne ține mentalitatea, da. ne țin banii pe care avem. Ce acces avem? Câți, câți bani avem acces? Noi avem 3-4 venture capital firms în România. În Frankfurt, când stăteam, erau 42 de urme pe o stradă. Deci, nu avem conducte de bani. Dar nici conductele de bani, și dacă le-am avea, nu prea avem curaj și minte și strategie să le, să le adresăm ca să ne ducem undeva cu ele. Deci ne lipsesc ne lipsesc banii, ne lipsesc oamenii talentați, ne lipsesc modele de business scalabile. Dar astea toate se pot face. Și nu e o chestie complicată, adică nu durează 10 ani, durează 6 luni de zile de a fi interesat, să găsești răspunsul la întrebare. <coughs> Cum poți să îmi cresc? Pat, 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 patru, patru zile. <laughs> 4 zile. 4 zile. E metaforic. Poți să schimbi viața, dar nu poți să schimbi un business în patru zile. Dar poți să pui semințele în patru zile da. pentru uh, schimbarea care poate să dureze patru săptămâni, patru luni, patru ani, depinde de dinamica uh -huh. și de banii pe care ai Și în patru zile de sală poți da jos un chil. Sau două. De da. apă. De fapt, e de apă. De apă, da. nu, de, nu de grăsime. Și o pui înapoi. Mai departe, domn' -un profesor, unde ne ducem? Am vorbit așadar de partea de uh, politic, economic... Mai e și personal, acum economic vorbind, și personal am fost afectați, adică lichiditatea personală s-a diminuat la oameni. Pentru că n-au mai avut acces la bani, au trebuit să plătească cu dobândă mai mare anumite lucruri, s-a văzut s-au văzut, văzut și inflația în, în diferența de coși și de venituri și atunci mai e și uh, oportunitatea pe care o are individul în acest în această nebunie economică. Prima este să-și construiască un, un, mix de venituri. Am auzit chestia asta și am, am rămas uh, calificarea secundară. Vorbeam cu un, unii de la Stanford și ei vorbeau despre importanța se, uh, calificării secundare, că ei la școală ei nu mai formatează pe ăștia pentru o singură meserie. Ei formatează pe două, din start. Că nici măcar ei nu știu dacă o să practice aia, dacă o să mai fie. Bă, am zis, bă, ce tari să știa, bă, frate, asta da viziune. Deci, să poți să te formatezi, să te califici pe două meserii. Da. Mai ales dacă și dădea și un exemplu genial, cineva care are o, o fată la, 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 o, la, un, la o școală de asta foarte bună, zice, ea vrea să facă muzică. Și-a dat examen la matematică, la școala asta, și a, era nativă la matematică. Și-a zis, nu vrei să lucrezi la NASA, pentru că avem o divizie de, 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 de uh, studiu spațial, care acolo trebuie să, trebuie să combini muzica, muzicalitatea Universului cu matematica. Băi, un salariu de la enorm care puteai să-l câștigi, și nici măcar nu te gândeai că poți face o legătură între muzică. Ea trebuia ea, să ia săraca și să aleg să fiu muzician sau să fiu matematician. Băi, și fiate în ce vine să spune. Fii nu cred asta, astea, muzică asta. cu matematică. E da, da, când da. Aud. da, mă, da. Deci noi nu suntem, nu înțelegem cum să ne combinăm talentele și policalificarea pentru ceva ce este atât de unic și special, încât nimeni nu te poate bate. Da. Nu avem acces la info, nu căutăm, nu că nu avem acces, că e plin internetul, dar bă, dacă începem să căutăm, bă, eu am trei talente, mai am încă două care sunt înnăscute, dar nu-mi place că le am. Dar le pun și pe le le-am acolo. Poate nu-mi place, că nu am eu chef, că mi se pare că nu-i cool matematica sau nu-i cool, eu știu ce. Și le pun în great acolo. Și între pe CGPT, bă, frate, combinația asta de, de, talente, ce fel de, de pregătiri și de calificări polivalente aș putea să am? Dăm top 50 de meserii care se ia în calcul aceste competențe dezvoltate sau native. Și te uiți și atunci, după aia zici ia dăm și niște joburi specifice la niște companii specifice și cât câștigă uh, în primii trei ani de zile oamenii ăștia. Că dă. Uh -huh. Și începi să te uiți altfel. Deci, oportunitatea în acest tumult economic este să ne folosim mai bine talanții și competențele și să înțelegem că se poate construi altfel economic personal. Doi. Stai, stai că dacă tot ești la personal aici, dacă tot șomajul încă n-a la noi, dar una dintre măsurile de reducere a dobânzii de politică monetară, ca să plictisim audiența până la capăt, Ai Da, este când crește șomajul. Da. La noi dobânda este în conar destul de ridicată și și BNR-ul a spus-o cu jumătate de gură că până nu crește șomajul, nu scade dobânda. Da. Deci e clar că o să începem să vedem și la noi defaulturi, adică întârzieri, în incidente la plată și falimente, inclusiv personale. Da, hai să dau o perspectivă, Stai așa. Dacă n-ar fi șomajul asigurat de stat, ce-ai face tu ca individ? Cu, șo cu șomajul asigurat de stat în, supraviețuiești cel mult. Nu, nu mor de foame, Numor pardon. de foame, da? Bun. Dar dacă n-ar fi, n-ai face două-trei meserii, n-ai practica două-trei activități complementare sau apropiate pentru a fi sigur? că una merge mai departe? Mai ales când vezi că toată lumea se schimbă și habar n-are nimeni în ce direcție se va duce. Adică putem să aruntăm, aruncăm niște nevoi de acolo, dar nu știm sigur dacă acolo. Firescul, apropo de a da puterea ta statului. Dacă planul B este statul. Dar dacă aș face planul B al meu și planul C tot al meu și m-aș pregăti altfel, Oare nu m-aș simți mai autonom, mai în controlul vieții mele, mai autonom? Oare aș tolera? Nu cumva aș face compromisuri mai puține față uh -huh. de unii care mă cumpără pentru un ulei sau pentru o făină? Am mai pierdut jumate în audiență. Hai mă, chiar așa? Bine. Bine, hai, asta cu autonomia, să fii tu răspunzător pentru tine. Răspunsă cu cine crezi că vorbești? Responsabilitate, Nu, se poate. Boss? Se poate. Ăștia, boss. Sunt, ăștia, nu, ăștia ne ascultă, oamenii ăștia ne ascultă. O să ne înjure vreo 10, că o să spună că suntem, nu știu ce suntem, dacă vorbim așa, că ori suntem. Suntem capitaliști, veniți să sau să, jugăm, să punem noi. Nu, dar mai vorbit de altă dată și mi-au spus că sunt retrograd din asta, uh, republican de asta, că vorbesc ca Trump, care altă dată mi-au spus, în funcție de o bucățică din context, sunt uh, de, de partea cealaltă, știi. Eu cred că ar trebui totuși să fim de partea reasoning-ului, de partea raționalului și a faptului că suntem oameni și avem o grămadă de daruri pe care nu le folosim, o grămadă de competențe pe care nu le utilizăm. Ne place sau nu să recunoaștem, unul dintre cele mai importante lucruri din țara asta nu le face statul. Adică primul spital nou după 89 s-a făcut din bani privați. Da. Da? Meritul fetelor alora. După care... Am avut aici pe Andra Munteanu de la Narada, care se ocupă de zeci de mii de copii din zone defavorizate la care statul nu ajunge. Au descoperit cataloge cu copii care primeau note care nu erau în școală. Da, mă, ca să-și salariile. Exact. Da, mă. Nu intrăm iar în debate ăsta stat sau altceva, că eu nu vreau nu. să dau un stat. Statul Bă, tu, tu vrei uiți... să vorbești despre responsabilitate, de ceea ce poți face tu ce cu mâinile face tu? cu responsabilitatea Bă, frate, ta. Uite, avem pestelul ăsta, adică ăstea sunt din exterior, tu nu le poți controla decât dacă te bagi în ele, dacă te bagi în politică, dacă te bagi în economie, dacă te bagi în... Dar tu cum reziști cu aceste forțe? Da. Cât de multe compromiți? Ne da, a niciun dar la fel la nivel de financiar, de... cum îți pui banii? Pentru că o întrebare pe care o primesc destul de des este, am 5.000, am 10.000, în ce îi pun ca să nu, să da. nu mi se subțieze anul viitor? La nivel de finanțe personale. Bă, asta cu 5.000-10.000 mă umflă râsul. Bă, 5.000-10.000? cât? Băi, pentru, mulți, pentru mulți oameni mea... sunt bani mulți. Stai puțin, cât poate să-ți dea 10%? Maxim, dacă ești mecher. Nu, îți dă 100% pe bursă. Bagi acolo un leverage. Hai mă, că la bursă știm cum e. Unii vin cu bani și unii vin cu experiență. Oia care a venit cu bani pleacă cu experiență, Oia care au venit cu experiență pleacă cu bani. Nu, nu sunt poveștile, sunt doar povești al oamenilor care vor să facă mult fără valoare adăugată. Dar ei sunt victime de cele mai multe ori. În realitate, ca să faci un plasament, odată te gândești la storoveliu, adică să poți să-ți să poți să păstreze valoarea, 5.000, 10.000, te mai pui încă 10 și ei eu știu ce. Sau asoci, ne asociem ca să a, putem a, să facem. Asta cu asocierea, hai, ah, cam... ne, ne, certăm. ne certăm. Bine, atunci luăm opțiuni pe care le avem și pierdem, câștigăm, negustor ne numim. Dar storoveliu înseamnă că peste 3 ani de zile, un an, valorează măcar la fel, cu, cu, adică poți să cumperi aceleași lucruri. A doua chestie este lichiditatea. Nu, vreau de Mult... Toată lumea vrea să-i mulțească cumva, da, mă, să aibă un venit, chiar atent, ești pregătit, pasiv. Da, mă, dar da, nu se poate venitul pasiv. Venitul pasiv înseamnă că ai deja un mecanism care funcționează fără tine. Deci ai un business care funcționează fără tine și gestiona gestionat de alții. Doi, Bursa. ai un capital, nu... Păi da, dar tu trebuie să știi tu să-i miști, tu nu-i pui acolo pe viață, că dacă ai băgat sau ții niște bonuri de la nu știu care, aștept în fiecare an să ceva. Trading. Ai văzut copy trading? Da, deci, pe bursă și îl copiezi pe la că a făcut Și unde valoarea adăugată? Toată lumea se gândește să facă bani ușor că dă copii trading de la ăla și el o să meargă și tu o să și el o să ia niște da. bani din partea ta. Păi și nu merge? Merge, până nu mai merge. Și când nu mai merge, nimeni nu are niciun liability, iar pentru tine tu, niciun, nu ai niciun plan. Tu doar aștepți speriat ca nu cumva ăla să opereze greșit. Tu nu ai niciun leverage în chestia asta. Cum ai putea să trăiești într-o situație în care toată viața ta. Mă e uit în trecut și văd că în trecut a performat. Asta înseamnă că asta e o garanție că în viitor o să facă aceeași performanță. Super, nu? scrie în contract că e garantat? Nu. Atunci. Te-ai deja. Atenție când pui că există riscul să pierzi toți banii, așa scrie. Păi nu, dar n-ai văzut jos că scrie disclaimer-ul la fiecare. uite te la unele, scrie. 82% din cei care au băgat bani au suferit pierderi majore. 82% nu spune o întrebare. Nu, sau nu citești acolo jos. mă, cum să fiu eu ăla cel mai ghinionist. Come on. Măcar da, o, mă, 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 mă ajută pe mine Dumnezeu e, să fac și eu 18%. Bă, poate o Dar nu te mai ajută a Că nu funcționează așa. Nu vine tot timpul mai la tine. spune, Hai mă că ăsta e prost, stai să apropo mă de asta, tu știi că mai mult de 80% din cei care pierd așa banii nu spun uh, nimănui? Da, păi e, e rușinea asta care... Dar câte subiecte nu au fost de rușine în România? gândește că. Eu nu cred că noi nu avem o dimensiune clară a oamenilor mental care. Și că well-being în, în România și mental health în România, păi cât stau ascuns să nu spună ce trăiesc? Păi acum 10 ani de zile, dacă spuneai că ai atacuri de panică, erai psihopat. Nu puteai vorbi. Acum. 15 ani când am început să vorbesc despre eșecuri sau 10, 12 ani, nu mai țin minte despre eșecuri în business și cum am falimentat, tot mediul de afaceri să uită la mine spunea, tu ești prost la cap, păi, noi suntem invincibili, frate, noi nu, nu veni cu poveștile astea, că ne strici și andramau. Tu nu vezi cum suntem în armurile noastre, noi rupem, noi facem. Bă, zi, nu e chiar așa și am văzut vreo 100 de ăștia, ce facem cu ea? Noi cum îi ajutăm să iasă din rușine? Dacă nu ne vulnerabilizăm noi și spunem, bă, știi ce? Am greșit. Tu n-ai greșit? Ba, da, dar nu se spune asta. Sunt o grămadă de lucruri care, pe care noi, în, 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 mentalitatea noastră tradițională, le ținem acolo că e rușine. Acum 20 de ani era rușine, 30 de ani să spui că te-o violat cineva pe stradă. Bă, deci am venit de undeva, dacă te uiți la, la cum arăta societatea în, în 89, că te arătat, tata, de la ce mindset a venit. Știu că acum iar o să mă înjure vreo 100 și o să spună că era mai bine pe vremea ce aușesc, că tu ești mic, tu nu știi, dar stai să vezi că aveam asigurat o muncă. Bă, aveai asigurat de altcineva. Eu nu pot să vorbesc cu oamenii care așteaptă să fie plătiți, îngrijiți, dat lapte ca adulți, fiind adult. Eu nu pot să cred că el e un stil de adult. De acord. Da, da, nu o să le placă. Dar, a, cred că am pierdut până aici. Da, cred deci că și-am dat seama că suntem și Așa ce o să o, o să mă pui de 5.000 de euro ce să fac? Mă apuc să cumpăr cursuri? Bă, de 5.000 eu așa zic, bagă în tine, da. Cea mai bună investiție la nivel de 5.000-10.000 în tine. Ok, atunci... Educație, la 10 frate, nu cursuri. Ce fac. Nu cursuri. Facem socoteala din nou. 10.000, dacă îți face 10% -100 pe an, e 1.000 pe an. Nu e nici inflația, că e 15% în România. Poți să trăiești cu banii ăștia? Încearcă să faci. Noi, ca antreprenori, noi luăm 100 de lei și încercăm să facem ori 20, ori 30. Dar de ce? Cum putem face asta? Atunci când găsim o soluție să aducem valoare pieții. Noi suntem sărași de obicei când intrăm în business, da. cu banii altora, cu banii da. cei 3P. Deci noi cu banii altora încercăm să creăm un sistem care să ofere valoare în piață, care să dea profitabilitate să continuăm să investim și la un dat, să vindem și și să ne luăm o grămadă de bani și da. în 5 ani de zile să putem să mai sărim o generație, în 5 ani, nu în două generații, să putem să intrăm într-o altă lume. Dar n-ai un curs din ăla cum să faci business cu 5.000? Și cum să ai și business, nu, cum să faci, că businessurile cum și să ți la în 5 ani. Da, să Sau faci. Nu, în ani. Să faci. Noi avem, noi avem două cursuri uh, la care tot timpul le spunem oamenilor, bă, fii atent. Noi, cursul ăsta este despre responsabilitate, despre educație, despre trebuie să parcurgi jumătate de oră. Nu are nicio garanție asupra ce vei face cu el, pentru că tu ce faci are 99,9% relevanță. Nu doar ce știi. Însă... 82% din cei care au făcut acest curs <laughs> Cred că jumate, nu și-au luat Lambo jum... am că și-au luat Lambo Dar știu că atunci când oamenii încep să fie educați Încep să fie mai liniștiți Încep să ia decizii mai bune Încep să fie mai clari Și când ei sunt clari, oamenilor sunt liniștiți Pentru că nu se succes da. de pe o zi pe alta Pentru că ei sunt clari și știu ce o să facă peste trei luni Pentru că oamenii caută predictibilitate Nu doar un salariu Nu da. poți să vin fiecare lună și ăla să o ia razna cu altceva Că a încercat ceva și n-a mers Educația scade nivelul de emoție. De stres. De, 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 stres de stres. De stres. De emoție da. negativă. Deci, nu vine să crezi câți oameni angajați mi-au scris în tot timpul post în care, bă, mulțumim tare mult, omul ăsta e schimbat, omul ăsta este calm, omul ăsta pune întrebări, omul ăsta știe unde merge mai și poate să ne explice, are răbdare, omul ăsta nu se mai sucește. Deci calitatea oamenilor din organizația, din organizațiile noastre este mult îmbunătățită atunci când are un antreprenor cu un alt tip de mindset, educat, conectat la comunitatea antreprenorilor, pentru că și el are nevoie să nu se simtă singur, că nu de poate că. să se plângă. Că de multe ori oamenii ăștia trăiesc drame, își vând apartamentele, nu-și văd copiii ani de zile pentru că-s plecați în alt oraș unde acolo e business-ul. Au niște drame. Uh, și n-au cui să le spună. Nu se duc la psiholog că e rușine, nu știu cine află, poate aia nu află la angajat. N au timp, -au nu au timp. Fac... Nu, nu, alocă prioritate de bani. Mai bine plătesc nu știu ce, să ia un pic de marfă în plus ca să o vândă decât să plătească 100 de euro sau 50 de euro la o sesiune de, 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 terapie. Și atunci au nevoie de întâlnirile cu antreprenori în care să vadă că și alții trec prin alte lucruri, cum le-au rezolvat, ceilalți că sunt că sănătoși la cap, Că da, orice. Dar asta este educație informală, pentru că încă o dată noi nu avem păi un examen de intrare. Păi unde vrei formală? Am luat trei uh, politicieni de ăștia și am le-am le -am întrebat dacă mă susțin într-un proiect de lege să facem un examen. Nu mendătorii, ci dacă sunt educați, că și antreprenorii cer angajațiilor o diplomă. Bă, tu ai făcut uh, ce știi să faci? Programare, design. Ia mă dă și mie o hârtie. Dar noi nu trebuie să arătăm nimănui nicio hârtie. Nici măcar nouă în Doar înșine. Doar cuiu! că avem firma, stai mă puțin, nu numai că ai firma, tu știi să o conduci și fă un program de ăsta de elită în care să spui, uite, facem trei ani de zile un test, facem examenul ăsta, au acces la niște finanțări mai rapid, mai simplu, au acces la un corp... Cum era MMA invest -ul. Bă, MMA Invest, dar dacă separat. faci cursul. Da, mă, da, îi trat, dar nu faci cursul pe vrăjeală. Faci cursul, da, firme Cu niște, firme, de cu niște firme care sunt acolo, cu tehnologia de azi, că nu mai poți să păcălești cu randomizările și cu ai care verifică tot ce faci, supraverifică. Un can academy de pentru business. Exact. După care, după 3 ani de zile, tragem linie și spunem, bă băieți, funcționează sau nu? Ăștia au venit câți? 10 cât? 10.000. Cât s-au lăsat, cât nu s-au lăsat. Dacă peste 3 ani de zile ajungem la concluzia că educația nu are niciun fel de relevanță și niciun fel de leverage în treaba asta, comunitatea, schimbul de informații, acceleratoare, experți care vin acolo, înseamnă că este un animal ne de, de neînțeles antreprenoriatul. Și îl lăsăm naibii așa, să meargă el liber. Zicem, bă, ăștia, asta e o sălbăticie, nu putem, nu putem augmenta nimic. Dar dacă în trei ani de zile, toți care sunt stakeholderi constată că rezultatele sunt de 10 ori mai bune la nivel de profitabilitate, taxe colectate, well-being oamenilor, scalabilitate, capacitatea de a aduce branduri locale în alte teritorii, atunci avem o direcție. Eu da. nu pot să spun că asta e varianta. Eu îi văd pe cei care vin la noi și ascultă și parcurg cursurile și stau în comunitatea noastră că sunt mai prosperi, că sunt mai liniștiți. Nu toți au făcut mai mulți bani, dar sunt și el, frate. Trăiesc, că după 15 ani de muncă, ca nebunii. Dar nu poți să o faci numai pe, pe adrenalină, pentru că te arzi. Burnout-ul e o chestie știută deja. Uite, și asta e o chestie despre care nu vorbeam până acum ceva vreme. Odată ce începi să faci lucrurile astea cu un pic de metodă, mai dispare din emoția negativă și din stres și în, lucrurile încep să se alinieze. Dar durează. Pentru că de cele mai multe ori, până când nu te lovește realitatea în frunte, nu schimbi. Da. Dacă crește cu 50%, bravo, boss. Dar el putea să se facă de 100%. Așa, 200%. e și, vorba. Așa e și vorba noastră. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să se întâmple ating, să-ți să atingi un obiectiv mult prea mic setat. Și nu înseamnă că suntem la cum. înseamnă că am pierdut momentul, am pierdut timp. Că totul se măsoară în timp. Câți ani ai nervi și drive să faci asta? 10. Unde ajungi în 10 ani? Poți să ajungi până la capătul mesei sau poți să ajungi până la mare? Auzi, o să te întreb o chestie. E adevărată chestia aia că după ce scade testosteronul după vârsta de 40, mai scade drive-ul de business la bărbați? Nu drive-ul. Uh, scade, hai să spun, dorința de a fi one-man show. Da. Pentru că îți dai, seama, îți dai, seama, că nu merge așa. E, am spus-o și eu undeva. Prefer, până la 40 de ani, preferam să fiu leu. După 40 de ani, lup, frate. 10 lupi. Mult mai ușor. Ce ne, respectăm, că ne respectăm între noi, fiecare are reguli ce face, fiecare are roluri, nu mai toată. Lasă leu, el singur ca vreo să vin hienele, te mănâncă. Nu, n-ai chef câteodată stai, mă Nu. Lupi. Mai ușor. Mai ușor și mai... mai uh, și și mai mișto. Bea lupă o cafea? Bea. <laughs> două cafele la masa de aici, de sus, vă rog, dacă se poate. Please. Da. Please. Da. Deci, ca să închidem subiectul ăsta economic, la nivel personal, calificarea secundară, să mai ai un picior, dacă nu două, și să vezi cum poți să-ți folosești talentele. 2 consum la un nivel de utilitate, nu de standard așteptat. Adică? Utilitate. Caută utilitatea în perioada următoare. Nu cheltui bani pe prostii, pe standarde utopice, pentru că ai văzut undeva. Dar pare, pare, banal. O spui pentru că simți că se strânge lațul? Da, sau, da, sau nu, e chestie generală? Nu, vreau să, vreau să îi încurajez pe oameni să vadă că se poate cu mult mai puțin. Și că jumate din lucrurile pe care le consum nu avem nevoie, de fapt. Sunt Cineva ne-a să le cumpărăm. Și dacă... În momentul potrivit să facem o plasare pentru GB.ro acum? Exact. De o reducere. Vreau să spun doar, vreau să spun doar că este... Uh, amânarea e o problemă. Dar devine o, o chestie foarte mișto când poți să amâni o cumpărătură. Când poți să amâni da. uh, o, o faptă rea. de deci să poți să știi cum e ASAP sau uh, care sună as, soon as possible, și următorul este parcă as long as possible. Adică să nu mai fie totul asap, totul trigger, totul hai acum, ia, fă, nu știu. Eu. Bă, hai să mai stau să mă mai gândesc. Păi stai 24 de ore măcar să te gândești la ceva. Vrei să cumperi ceva? Stai mă 24 de ore, trebuie sau nu trebuie? O să folosești sau nu? Am mai văzut -o, o chestie interesantă în legătură cu asta. Înainte să cumperi o chestie, întreabă-te unde o ții, ce loc va ocupa. Eu am ajuns să mă uit la unele obiecte și mă uit la amprenta lor, la sol. Și mă gândesc, bă, sau să-mi ocupe un metru pătrat. E nasol, frate. Bă, chiar. tu dai seama? Păi la globul. metru e un metru. Bă, globurile. Mă, mâncarea asta Mă, globurile mi-au un dulap cât China. Că n-ai doar globurile de anul ăsta. Ai și globurile de anul trecut. Ai și globurile de anul trecut. Că nu știi dacă vrei, dacă vor de cei din familia ta, move. Dacă, și dacă, ce faci? Dacă nu ți-ai luat inclin, Ale noastre, de, ale Twinkly. Da, bă, trebuie, trebuie să-mi iau. Să bă, trebuie ale să iau. în cap foarte bine. Bă, nu, pe bune acum. Și deci, le poți folosi. Să că eu m-am eu -am oferit responsabil pentru beculețe de sărmă la Uite-le aici. Ai pe stoc? Da. Asta, asta, tu și când am adus, ne-a luat 2 ne ani să-l convingem pe italian să ni le vândă direct. Juri, da, acum da. spun cu martori. Am avut intermediar, acum altcineva direct. Anyway, da. așa. E, deci, unul. Deci, unul. Că e ocupă. Uh, a, tu ești ai cu unul, Stai da, că zic, zic, zic. scurt, deci, când cumperi ceva, dacă tot ai trecut de chestia aia de 24 de ore, eu ar aș zice mai mult. Merg la o săptămână, o lună la chestii importante. Eu m-am gândit o de, de zile până am schimbat mașina. Anyway, așa. Unde-l-ții? Da, două luni de zile, dar ai vorbit despre ea. Da, normal. Ultimele două luni deja era părea că e gata decizia luată. Azi... așa, în... Deci, unde o ții, da. cum o întreții, da. dacă trebuie spălată sau întreținută, cât costă chestia aia? Total cost of ownership. Dacă se strică, unde se repară? Asta e. Care, care, sunt, care chestiile care se strică cel mai des la ea? Pentru că s-ar putea să descoperi că unele chestii nu se repară. Da. Mă, ce frumos. Ia uite da. Deci îmi vine să-mi ia prin și o țigară. <laughs> Da, ma, ce să faci? Pe de-ale mă Atât s-a putut. Ne pornește zori pe aici, ai grijă. Bine. Hai. Așa, deci, încă o dată. Cât loc o pune, cum o speli, cum o întreții, cum o repar, dacă e, și la sfârșitul doratei de, de, de viață, cum scap de ea. Da. Cât cum te evacuezi. Costa? Pentru că mai nou, nu toate chestiile se ridică. Nu Nu, și în 2025 și 2028 sunt niște, niște date foarte, foarte complicate la nivel de amprentă de, de carbon. Foarte majore. O să schimbe structura de cost a lucrurilor, o să schimbe percepția față de bunuri, o să schimbe... Ajungem și acolo, că și partea asta. Deci, concluzie. Calificare secundară ca să poți să mai ai o linie de venituri. Consum utilitar și amânat la nivel de utilitate, nu la nivel de standard, ca mai, să te obișnuiești. Mai, mai fac o steluță. Una ba singură. Da. Ai, știu că te întrerup, da. Dar mi-a mai rămas una singură. Gata. Fă ca la jucării. Mm. Cumpăr una, scos două. Când cumperi un obiect, A, scos două. Interesantă asta, da. Interesantă și asta. Bună, bună. Ca o bună. la minimalizare. Da, da, e bună. e bună. Așa. 3. Uh, dacă ai niște sume pe care poți să le placezi și gândește că investițiile au risc mare și randament mare și risc mic cu randament mic. Dacă plasamentele tale vor să aibă, să fie pasive, trebuie să fie cu risc mic. Pentru că ele sunt gestionate istoric foarte bine, nu cu risc mare. Deci, dacă ai niște bani, pe care vrei să-i placezi, să placezi cât mai diversificat și cât mai lichid, să poți să ieși cât mai ușor. Și nu te feri să te asociezi cu alții din care poți să te cumpere ei în participarea ta când tu vrei să ieși, nu te feri de, de intrări participative în lucruri fracționate, că sunt real estate, că sunt uh, alte lucruri și bursa, e tot un fel de fracționalizare a, a da. unui asset. Nu te feri să intri în piețe în care poți să intri și să ieși ușor atunci când simți că, că ai nevoie de lichiditate. Uh -huh. Și încearcă să vezi cum, cum poți să pui uh, cum să diversifici, dar în egală măsură să nu te aștepți, dacă n-ai destui bani, să nu te aștepți că vei trăi din banii ăia. Să, să, să investești o parte în ce are leverage cel mai mare. Și cel mai mare leverage pe care îl ai este în tine. Nu există plasament Deu. mai mic și mai fracționat și mai bun decât Deu. în tine. Bă, o carte, 50 de lei pe lună. Pe bune, citește o carte pe lună și după aceea spune-mi un că a fost o proastă investiție. Da, mă, nu nimic, nu cursuri, nu... Mă, uite de pe net, pe gratis, urmărește 3-5 oameni care vorbesc despre da. Zi, e gratis, înțelegi? Uite ce și cum e gratis. Nu? Chestia asta, dacă am pune într-un curs, ar fi mii de euro. E gratis, frate. Sunt contexte în care poți avea, da. poți să ai acces la informații gratis. O, e, o mai, carde... sunt, mai sunt niște reclame la care dau oamenii schip acolo. Nu e chiar gratis. Da, și enervează și asta. Că e trebuie... enervează, da. Pentru că nu e gratis de tot. Păi și lumina asta e gratis, frate. Asta nu contează, ei pe internet. Hai să depășim momentul. A, am trecut, te-ai te bă te uh, bătucit de subiectul ăsta, da? Să Mi Pe mine m-a distrat cel mai mult, apropo de paranteza asta, că de ce apar, mi-a scris unul, de ce apar pe olul meu. <gri> și am zis, unde mă, la tine acasă, care-i treaba? Pe <gri> wall-ul meu de pe Facebook. Deci tu, prietene, fii atent. Ai un user și o parolă pe un site al lui Mark, da? Mark. Ți-a dat ție user și parolă, s-a customizat ce să vezi tu, în funcție de interesele lui și cine plătește acolo, ai înțeles? Deci nu e golul tău. Este doar Userul tău și parola ta generează un tip de conținut dinamic. m la final. Normal. Tu <gântu> n ai fost încă pe Fred's. Dacă vrei să te jure cineva... Am vrut, am vrut să dau o argumentație da. că acolo ai ajuns Bă, e eu veste bună. Dacă ai ajuns, dacă am ajuns la tine pe ori, înseamnă că algoritmul te-a văzut ca un om inteligent, cu un pic de bani în buzunar, cu ambiții pe mai da. departe. Ceva ai făcut pe undeva. Ai de... dat un click pe Anthony Robbins și te-a prins și a zis, bă, poate ăsta, poate ăsta o fi ceva de capul lui. Apparently not. I am greșit. nicio problemă. Ok. Uh, dar, încă o dată, dacă te ții eficatul, faci cont acum pe Fred's, dacă Ce e codul ăsta. Fred's, aplicația, clona de Twitter al lui Zuki. Ah. Intri pe ea și îți garantezi că în, în 5 minute te deprimi, da. În 5 minute te? Deprimi. A, te deprimi. Îți dau la joale toți? Eu, eu n-am văzut mă cel mai mare ca acolo, jur. De deci <laughs> deci ce m-aș băga Redi, acolo? Redi eu vreau, pare facultate. Eu vreau să ies din Facebook, de pe Facebook, acolo au rămas ăia de demult care orice spui. Nu, Facebook pare club de pensionat <laughs> în comparație cu asta. <laughs> Bine, nu mai țin atunci un pic. Nu există nicio fel de cenzură, este nelimitat. <laughs> oh my God. Deci a venit un om uh, politic important. O să zic domnul Joana, care a fost aici la interviu. Și? și, am intrat pe Fred de curiozitate. Primul era acolo sus. Și postarea lui, bine v-am găsit pe Fred. Și nu de vezi să e ce de Deci de genul, bine v-am găsit. Și de desubt. Oh, nu. Oh. Eu am, am făcut greșeala că ca să pot să urmăresc, mi-am mi activat contul. N-am postat încă. Da. Deci la momentul înregistrării încă n-am postat. Deci dacă mi s-a dat un cancel după, înseamnă că am călcat strâm și am postat. Da. I-a apărut cuiva notificare că am intrat pe freț, -a, dat... a, postat și m-a atacat și a zis Hei, fetelor, e bucnici aici, ce aveți să-i spuneți? <laughs> e, eh. deci, deci încă Facebook-ul e bun, zici. E rezonabil, da? <laughs> Eu chiar vreau să Hai pe X, e mai bine să continuăm. Bine, ai, să continuăm, da. Mai deci, băgăm din când în când câte un ai. moment ăsta cultural, artistic, umoristic, puteți să dați skip dacă vreți. Da, Că exact, nu un... are nicio relevanță. Da. Alea, mai, alea mai ușoare, mai light, dați skip, alea mai complicate, dați skip. La reclame nu dați skip ca să, plă... ca, ca să, plătească și omul curentul. Și dați rewind de la alea când intră și... Exact, pe exact. tehnic, acolo. Bun. Deci, social. Bă, social e foarte interesant. La nivel de business și de, și de personal. De social, pe business ecosistemul se întărește față de acum câțiva ani de zile avem incubatoare, acceleratoare, acces la finanțare, tehnologie, educatori, mentori, experți, executivi, piața europeană accesibilă, deci este foarte 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 îmbucurător. dacă te uiți până de acum 5 ani de zile încoace, nu mai departe ecosistemul s-a îmbogățit foarte mult da. șansa ca cineva care are perseverența și uh, consistența să facă ceva de a reuși este mult mai mare pentru că e un ecosistem întreg. Și asta dă o oportunitate. Oportunitatea de a ieși foarte mult în față și de a promova business-ul și de a te promova pe tine. Și de a face parte din ecosistemul cel de ligă Mare. Pentru că toți cei care sunt în Liga Mare abia așteaptă să găsească jucători începători, tot care se văd la Liga Mare și care vor să joace acolo. Nu e ca mai mult în care te duceai la Cataramă și ce ziua, sunt și eu antreprenor și ce amă, de ce, ce știu mă tu sau vântul sau nu știu care, pleacă mă de aici mă, da mă cum a făceam noi, nu știu ce e o generație de oameni educați care înțeleg că generația următoare este partenerul generației de acum și e o oportunitate să poți să accezi într-o într -o altă ligă de, de business-uri și de persoane publice din ecosistemul de business mult mai ușor, eu am așteptat 20 de ani să stau la masă cu moștii sacri Acum, 2-3 ani de zile, ești acolo dacă ești true, dacă ești serios, dacă ești consistent, dacă ești vizibil, dacă ești dispus să împingi chestia asta. Deci ăsta e, ăsta e momentul cel mai bun pentru un antreprenor și cel mai bun să scoți în față uh, 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 din astea greșite, nu greșite, dar uh, nebăgate în seamă mai de mult că e firmă românească, că face bine, cum face bine, că are acest uh, ECG activ și că uite ce contribuție și uite low carbon și uite tot ce spuneau hipsteria cu 10 ani de zile de businessuri, de nimeni nu băga în seamă, cu etichetuțe din alea de Acum e momentul. Mm -hmm. Cu cei oameni de business din România uh, te-ai oprit din orice să duci la o cafea? M-aș opri din orice să la o cafea? Bă, uite, am legat niște prieteni foarte faini acum în turul ăsta, cu Cristi de la Early Games, oricând, cu, cu uh, Dragoș cu toate că am fost în emisiune împreună, n-am avut timp să vorbim Anastasiu. acolo. Anastasiu? Da, Dragoș Anastasiu. Nu, n-am fost cu Anastasiu, am fost cu Petrescu. Petrescu. N-am avut timp să stăm. Dar acum, în turneul ăsta, călătorind din oraș în oraș, a fost altă treabă și n-am mai fost cu camere după noi. Și cum și a fost doar truști? știi? Și ne-am simțit foarte... Adică a fost un mediu de contribuție a tuturor. Uh -huh. Și ne-am conectat mult mai bine. Și, okay. și am vorbit de lucruri care chiar sunt importante pentru noi ca și oameni. Dragoș Anastasiu la fel a fost și el. Extraordinar. Uh, Felix Pătrășcanu, nemaipomenit. Este. Am uh, avut aici un value foarte bun. Value, smerenie. Uh, și direct. direct, uh, Fanii. Uh, ce vrei mai mult, frate? Adică cu impact mare în economie. Uh, din ăștia ne trebuie mulți. Din ăștia ne trebuie mulți. Și... și Partea bună este că reușim să ne, să ne conectăm și să ne respectăm și să ne ajutăm. Sper să nu ne uh, tenteze unii și pe alții în politici, și în partide. l am întrebat diferite. de asta. A avut și are presiune, spre exemplu, uh, Patrășcanu, Felix Patrășcanu mi-a spus chestia asta, că știi unde s-a pus uh, bariera? Mm. Sau s-a acasă și când le-a le spus, uh, rudelor a zis uh, în niciun caz să nu faci chestia asta, că nu ne place viața pe care avem acum care are pe cineva în familie care a făcut greșeala asta și a da. distrus toată viața de familie. Da, da, asta, e o, asta, e o, asta cu siguranță schimbă mediul și calitatea a tot ce ai tu și liniștea pe care o ai. Adică noi ne credem niște supereroi în antreprenoriat, dar noi suntem invizibili pentru societatea în ansamblu, ceea ce e foarte mișto. Da, da, cu toate astea eu în continuare, am mai zis chestia asta și poate că devine obsesiv pentru ce, ce zic eu aici, Mă, mă întristează faptul că noi nu avem un partid al uh, oamenilor de afaceri de genul că ăsta. Se vor face, dar problema știi care e? Când? Se, și cu se, hijerc, cine? se, se se, se, răpește. Nu. Cu, cu, o mână de oameni deștepți și puternici, faceți eu vehiculul ăsta, sunt convins că dacă, uite, oamenii care ai spus tu acum să pun la o masă și fac o chestie de genul ăsta politică, ar face, ar intra în Parlament, uite așa. Nu, e prea puțin impactul nostru, credibilitatea noastră. Am spus că suntem mai bine percepuți de societate, fac all, mai, continuă... de, mai jos la comentarii, fac sondaj. <laughs> Îți garantez, o să, o să vină, să vină mii de oameni și o să spună că dacă oamenii ăștia de afaceri de care ai, ai spus tu, pe care îi recunoaștem, s-ar uni și ar crea o forță politică pe care să nu o lasă din mână. Nu ne spitică. noi vedem ce se întâmplă cu cu uh, hijacking a movement. Uh, deturnare politică de, de politică, băieți, da. da. Nu nu ne ispitică că noi avem uh, noi avem apetitul ăsta spre a rezolva lucruri și sunt multe lucruri care pot fi rezolvate prin politică, dar nu credem că politica este leverage din România care schimbă lucruri. Și eu nu vrem să fim mai mulți soiul alții. Eu cred că dacă tu ai candidat multe partide s-ar speria. Nu cred. Pariez. Mm. Sunt convins că oamenii s-ar uita foarte ușor la unul ca tine. Și nu e vorba doar de tine. Da, mă, da, eu deci, tu ești un exemplu da, mă, da, de alt de a face intre. lucrurile. Da, Pentru da, eu că simt. tu nu vii cu foamea în gât. Tu vii deja cu o experiență de business, de viață. Pe, bune. Un... Pe bune a venit rațiu cu 30 de ani, 40 de ani. Și păi asta azi... zice că s-a mai schimbat ceva. Păi nu în masă. S-a schimbat în mediul economic. Am ajuns la... Bă, între noi am zis că e un ecosistem mai bun. N-am zis că eu știu ce om needucat și care stă pe undeva, pe la sat și n-a deschis o carte de nu știu cât timp și citește doar literatură de propagandă, are o părere mai bună despre noi. Citește? Ai zis ci, ci, ce? citește în stele, nu știu citește eticheta de, pe citește, de burtiera. pe citește eticheta de pe băutură și acum am văzut că au făcut o campanie unde au scris invers. Nu cred că au remarca nimeni că scrie invers la pe, nu știu, coniac ca să se vadă bine campanie. în oglinda retrovizoare Da. Așa. Deci deci nu cred, nu cred că o mână de antreprenori, nu o mână, cred că ar trebui niște sute. Niște așa și cât de greu poate să fie. Pff, oh my God. Nu ce, e chiar așa de greu. Mamă, ce greu ne e, nu o să ne punem la masă. Păi da, dar odată ce ați face chestia asta și alegeți unul dintre voi care nu vrea să facă asta pentru că alu o să facă bine, pe nimeni nu vrea. Păi, asta e <laughs> Noi nu vrem nici care, nu vrem nici. N-am vrea nici poziții, n-am vrea nici nimic, nici ministere. Am vrea că noi suntem founderi, noi suntem executivi. Doar nu să ne întoarcem acum să facem. Mie îmi place teoria libertarienilor. Noi vrem să, 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 luăm puterea ca să nu facem nimic cu ea. Păi, de câte ori? S-au câștigat de nenumărate ori. normal. Dar uite, luați-ne mică... pe noi, pe aia răi. Faceți schimbarea, votați schimbarea. Bă, e ca și când vine cineva și spune, votați schimbarea către ce? O întrebare simplă. Către, Către ce? orice moment în care prenașul... Uite ce s-a întâmplat în Argentina. Javier Milei, libertarian extrem. De extremă deja ăla, da? Ăla a venit și a spus direct, devalorizăm moneda, 50% le-a zis -o pe șleau, da? Și scopul ei să treacă la dolar. Frățioare, mai vedem anul viitor care este starea națiunii noastre și cum este, cum alege, cum gândește. Uh -huh. Eu zic să nu ne am ambalăm. Eu zic că avem potențial, uh -huh. dar majoritatea decide în democrație. Nu mă sesează 2024, cât mă sesează 2025, că vine nota de plată. Dar ajungem mm. și acolo. 2025 încă nu e nota de plată. 2027 și 2028. Pentru că tot ce se schimbă la nivel global cu privire la regulile de, de uh, amprente de carbon vor demola vor demola orice societate care nu și-a pregătit treaba asta în ultimii 5 ani. La noi au... Uh castrat tot programul de casa verde, de fotovoltaice, de orice fel de chestii verzi. Știi când? Fix în ziua în care în Dubai, la COP28, s-a dat prima rezoluție din istoria acestei întâlniri, în care peste 100 de țări au căzut de acord că vom elimina gradual combustibilii fosili. s a băgat, băgat cuvintele combustibili fosili în rezoluția finală. Asta e cu două zile înainte de a veni director general de la, de la Mercedes sau de nu știu unde, în care făcea comparația între cât se consumă, cât, care e amprenta de carbon, 700 sau nu știu cât pentru o oră de încărcare a bateriei electrice și 400 e un motor diesel. Că știu că și ei nu erau prea bucurăși de mișcarea asta. Adică no, nu, cred că, nu cred că o să stea cineva liniștit când știe care e inventar de mașini și de... de 2500 de, de lobbyști au fost. Wow. 2500 de lobbyști a industrie petroliere, șeful organizării este, a fost șeful la, de la Dubai, Pet, uh, Pet, Dubai Petroleum. <laughs> și paradox, și s a ținut chiar în Dubai, frate. Și s-a ținut Ce chiar în Dubai, este. da. Pe păi, saudi au vrut neapărat apăgan și câte sute de milioane. Anyway, anyway, deci, da. deci, deci nu, hai, hai deci, la treabă. Da. Hai că am terminat deja, cred că ne-am lungit prea mult. Deci, la nivel de business, e o oportunitate scoate -ne în față că ești firmă românească, ieși în față pe social media, accelerează-ți zona, de, zona de, de, marketing și de a împinge toate lucrurile în față, pentru că majoritatea o să o joace în retragere. Deci majoritatea, okay. majoritatea o să înceapă să joace ca steava, știi? Am dat un gol, hai înapoi în apărare. Și stai și te uiți 88 de minute la un meci stupid. Așa se întâmplă și cu majoritatea antreprenorilor. Cei care vor ieși acum în față și care își vor asuma niște obiective de marketing curajoase, își vor lua niște oameni care să se priceapă la marketing organic, paid și așa mai departe, și cei care vor scoate în evidență beneficii sau puteri ale businessului de a face bine, de a fi românesc, de a genera lucruri de muncă, ăsta e un moment în care până acum lucrurile ăsta n-au funcționat, acum pariez pe ele că o să funcționeze și piața va percuta la ele. Asta e doar ca și, ca și, tip de a, de a sări în evidență ieftin și într-o piață mult mai puțin concurențială. Da. Noi vedem că a scăzut marketingul anul ăsta pe, pe, pe seama temerilor de recesiune, oamenii și-au redus cheltuiala. Da. Și este fix cel mai prost moment în care să oprești. Băi, când, când nu mai ai competitor, tu să te oprești din potrivă, atunci împingi, frate, da. că atunci ești peste tot. Ești ca rapidul, uh -huh. nu mai ești ca steaua. Știi cum e rapid? Da. Acasă, peste tot. Fără număr. Iar personal, Uh, chiar dacă social media și tot ne-a ne separat uh, pe, zona asta de, pe zona asta de socială, ne-a ne-a alienat puțin, ne-a pus în tot felul de, de uh, polemici, fie, ori crezi asta, ori crezi asta, nu mai avem nimic la mijloc. Oportunitatea este că ne-am prins că viața este așa cum ne-o construim. Adică, orice se întâmplă, am trecut deja prin suficiente lucruri încât să ne dăm seama că, bă, ursul Câinele latră, ursul trece, știi? Da. Și, că, și că e alegere, e tot o alegere personală, socially speaking, să ne ținem de anumite tradiții și valori, să ne conectăm cu oamenii de lângă noi fizic și să facem efortul ăsta, uh -huh. că e mult mai. că e alegerea noastră de a fi conectați și de a face parte din comunități care au aceleași valori cu noi. Și să înțelegem că mai de mult n-aveam opțiuni să facem digital lucrurile astea. Și că acum trebuie să plătești un preț pentru a face, pentru a te bucura de asta. E un, e un paradox. Mai de mult fugeam de lucrurile astea, la evenimente, la întâlniri cu familie, la... Da. Și acum trebuie să plătești un preț ca să beneficiezi în continuare de ceva greu de obținut uman. Da. N-ai cum. Deci, mă duc acum 500 de kilometri până în Maramureș și undeva să stăm cu toți părinții, finii, nu știu care, ca să stăm împreună cu ei și fac eforturi. Mai de mult nu trebuia să fac eforturi. Mergeam la Așa unul, este. la altul. Fac eforturi pentru a financiare, de timp, de distanțe, de, de pentru a sta lângă oameni pe care îi apreciez. Mă întâlnesc cu ea, bă, mă blochez perioade din zi, frățică, hai să ne vedem la o cafea, mi-am blocat asta, bă, nu mi -am, eu nu aveam deja planificat, bine, hai să ne blocăm jumatea de ori. De. Facem eforturi de organizare ca să stăm să vorbim ca oamenii despre nimic, uite de cum vorbim noi acum despre lucruri. Bine, ne mai avem ceva de vorbit, dar să terminăm și interviu, ca să Gata. pot să zic între patru ochi. Hai. <laughs> dar să știi că am mai auzit de la, și de la alți oameni, tot așa, middle class sau high class, care în perioadele astea de sfârșit de an, de sărbători, cel mai mare lux asta e să-și strângă familia. Și să știi că e o chestie care se ia, e infecțioasă. Am reușit și să-i strângă acum de Crăciun. Iadun. Mi se pare foarte tare să strângi o familie nu, de Crăciun. Nu numai de Crăciun, și în rest. Adică și dacă o facem la început de pași de Crăciun, trebuie să înțelegem că este o valoare atât de mare încât în costul nostru de timp și de financiar va trebui să se vadă în bugetul nostru. Uh -huh. Atât de multă valoare îți dă. Eu cred în tehnologie că te ajută în business. Nu cred în tehnologie că te ajută uman. Și cred în egală măsură că, te că, că tehnologiile se mănâncă unele pe altele. Prima tehnologie a fost prin printul de, de, pe hârtie. După aia a venit ziarul, după aia a venit televizorul sau radio, televizorul, uh, internetul, social media. Ele s-au mâncat una pe alta. Ele, în realitate, nu ne-au luat, chiar dacă zicem acum că ne uităm patru ore pe social media, uh, și pe televizor suntem trei ore și ceva. Mm -hmm. Deci, poate au mai luat un pic din timpul nostru, poate au tendința asta să acapareze tot mai wow, wow. mult, însă, însă ele se cam mănâncă una pe alta. Așa e. Și atunci, decât să ne speriem că ea tot o să mănânce, mai bine să o limităm noi. Cum o limităm? Că doar nu facem, uh, ieșim în centru. Blocându-ne și separându-ne de, de, de tehnologia asta și făcând lucrurile care contează pentru noi și fiind dispuși să plătim efortul. Stat un trafic să mă duc până nu știu unde, să-l văd pe Zoom, mă duc până acolo. Stau 40 de minute în trafic. That's the price. Și în mașină ascult un podcast. Da. Dacă te uiți la screen time-ul de pe telefon, îți dai seama cât de mult dai din viața ta acestor chestii care sunt... Gratuite, dar tu ești produsul. Da. Enorm, dăm. Da. Tot mai mult, dar, tot, încă o dată. E o oportunitate, frate, să spui stop. Tu să. -ți... Și cum spui stop? Că timpul e ca un vid. Dacă nu pui altceva valoros, el se umple cu prostii. Uh -huh. Și atunci, ca să fii sigur că uh, tehnologia asta uh, nu avansează, trebuie să-ți pui lucruri relevante în viața ta. Pasiuni, prieteni, familie, uh, timp liber, uh, lectură blocat, 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 ca să nu intre peste ele. Că altfel intră. Dacă nu faci nimic, orice om, dacă se pune pe un... Deci dacă te pui pe un canapea de asta confortabil, îți iei telefonul lângă și de drum la Netflix. Automat. Da. Și după aceea te trezești în pandemie că ai tot timpul din lume și habar n-ai să faci chiar. <coughs> da. Da. Deci mai aveam încă tehnologic niște riscuri, dar nu mai avem timp bănuiesc pentru ele. Ba și da, ba da, ba da, da, zi de mai tehn... avem... Cum tehnologic dai schip la așa ceva? Da, mă, da. Hai că avem timp. Deci, deci tehnologic noi acum am participat și participăm la o transformare care n-am mai avut-o decât acum vreo 20 de ani cu social media. Tot ce înseamnă AI, VR, uh, AR. Doar atât îți se pare? Doar asta cu acum 20 de ani mi se pare mult mai mare de atât. De, față de acum 20 de ani? Nu, ca cicluri. E, nu, nu intensitatea, nu e mai mare, impactul e mai mare, dar uh, să zic așa, schimbarea Fundamental, acum vreo 20 de ani a fost când da. ne-am trezit așa că, bă, iarăși s-a schimbat ceva. Deci, partea asta e foarte, e foarte, uh, atât de, pe atât de multe domenii, încât pe cei care nu vor să mai învețe să-și să mai facă update, îi, uh, îi separă, îi, îi sperie. Bă, nu mai înțeleg nimic, nu mai înțeleg nimic. Și încurajarea mea este să, să nu cumva să nu continue să se informeze, pentru că gap între azi și peste 2 ani de zile va fi atât de mare dacă nu continui să citești și nu te, te interesezi măcar să te schizi ochii, să cauți despre lucrurile astea, încât va fi imposibil de mai... Nu mai poți să înțelegi. Efectiv, nu o să mai poți să înțeleagă. Și care e oportunitatea în toată povestea asta la nivel de business? Azi, folosind tehnologia corectă, în modelul de business corect, tu ești la nivelul de best of the world azi. Mai de mult n-aveai bani pentru chestia asta. Da. Bă, n-aveai cum să te duci la Watson să-i ceri de la IBM când avea Watson? Watson ăla, costat 20 de milioane să-ți fac o, o, să fac o analiză. Bă, acum ai un SAS în care dai 200 de dolari. Ce dai 20 de dolari ai... pe ce GPT-4 Turbo? Deci este democratizarea asta a tehnologiei. Deci dacă fugi de tehnologie și te sperii, rămâi de căruță. Da. De fapt, nu că rămâi de căruță, dau un scris că în 3 ani de zile, nu deodată, dar în 3 ani, 5 ani de zile, în funcție de industria în care operezi, vei fi nerelevant. Tu gândește te că noi doi care vorbim despre chestia asta, suntem tot doi bumări cu două ochi pe masă și vorbim despre iPhone-ul care tocmai ce a ieșit. Dar nici noi n-am pusem mâna pe el. Adică, noi intuim ce ar putea să facă pe baza unor experiențe anterioare. Dar eu cred că factorul de magnitudine e mai mare. Noi suntem, fac acum promo un pic cu brilul, dar abilitatea unui om acum de a accesa un un software care îi face site-ul 3D în jumătate de oră, într-o oră, în care îi antrenează AI-ul personalizat pe knowledge base-ul lui, pe site-ul pe informațiile din site-ul din, din database-ul lui, uh, care să-și invite clienții instant și AI-ul să-i facă machine learning, să nu mai aștepte luni de zile să-i facă clienții și vizitatorii machine learning-ul și să plătească 50 de dolari pe lună în condițiile în care asta costă sute de mii de dolari să faci așa ceva, este imposibil de crezut. Faptul că ai astfel de tool prin care un AI personalizat de tine convertește și conversează cu cineva și în funcție de conversație îi colectează datele și îi oferă cea mai bună soluție. și e gata? E... e... gata, da. Adică aproape gata. Mai avem. Nu, că... nu gata niciodată nu o să fie. Că astea sunt produsul de tehnologie. Când, când, se poate accesa? Ianuarie 15-20 va fi soft launch -ul. Pentru, cum, cum, se numește? Brilu. Brilu.ai Brilu.ai, ok. Da? acolo vom avea și pre launch și oameni care se, companii care se pot preînregistra și pot obține niște beneficii, uh -huh. dar între 15 și 20 ani va fi acest soft launch, vrem să avem câteva sute, spre mii de beta testări cu care să lucrăm foarte atent și foarte aproape, să vedem care sunt Avem noi care un magazin aici care vrem să colaborăm. Eh? vezi? Un magazin bun, știm. Ce mi-a plăcut păi site aici, în capul Mi-a plăcut site-ul cu muninge așa frumos. Hai bă, să bă elegant, bă, elegant. Se avem puțin produse, bă, dar frumos mă că intri acolo. Lasă că facem să fie mai bine. Să fie mai mult vorbim după. Bine, bine. Deci, deci, tehnologic, din nou, mi se pare că e cea mai mare oportunitate acum democratizarea accesului la soluții da. mari. Pentru că nu mai suntem o țară de lumea a treia. Adică, da. de bine, de rău, suntem conectați la cei noi, cei moderni, trendul. Încă o noară, dacă le spunem oamenilor, nu sunt încă 200 de milioane de utilizatori de aici la te la nivel planetar, încă suntem în primii 5%. Da. Dacă pui mâna pe chestiile astea, ești între primii 5%, ești printre milionarii planetei, dacă vrei, ca tehnologie. Da, da. Și uh, abilitatea, uh, adică nu doar cei care fac deep tech sunt cei care câștigă, sunt o grămadă de straturi în tehnologie. Tech, noi suntem o companie de tech enabling. Noi luăm... Uh, o grămadă din lucrurile pe care le lucrează ăștia mari și le integrăm într-un fel de uzabilitate simplă pentru ceilalți. Okay. Nu înseamnă că noi suntem nimeni pe aici. E da. foarte complicat să, 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 să pui la un loc tehnologii și utilități negândite de cei care fac uh, deep tech. Foarte complicat să te duci în piață să identifici exact uh -huh. și să le integrezi. De asta încurajez pe toți să gândească cum pot folosi chestia asta uh, cât mai specific. Secretul în tehnologie părerea mea, este să rezolvi o singură problemă. Să nu încerci să fii Google sau Facebook, să faci de doar că n-ai bani. Noi rezolvăm prin brilu o problemă foarte, foarte, foarte mare. Calificarea și timpul și automatizarea calificării clienților. Tu nu mai pui acolo și știi exact ce vor și ai și datele lor. Exact simplu. Multilanguage, 24 da. din 24, 7 din 7, da. în ce formă vrei tu și într-un format interactiv în care îi rupi pe concurenții tăi uh -huh. când îi inviți acolo față de site-ul tău. So, la nivel personal, uh, ne a și tehnologia, într-adevăr. Am vorbit un pic despre asta, pat, peste patru ore medie. Dacă ești dezinformat, dacă, nu e, dacă stai, ești dezinformat și agitat, ce vezi? Mi s-a părut interesantă chestia asta. Deci ești dezinformat și și agitat de ce vezi, că te agită social media. Dacă nu, ești neinformat și anxios de ce ai pierdut. Mă, mă ce s-o fi întâmplat? Ai, ai auzit aia? Nu ai auzit. Bă, dar tu parcă ești de pe altă lume, știi? Și atunci, cum facem din treaba asta? Și cred că oportunitatea este să alegem din produsele tehnologice și platformele tehnologice doar acei oameni care ne dau și acele tipuri de informații care ne dau valoare. Nu ce ne vinde, nu ce ne vinde algoritmul, ci să fim pe zona de incognito și să începem să vedem ce este valoros, să, să, să salvăm, o să muncim un pic ca să da. putem avea curatoriere personală. Că dacă lași algoritmul să-ți facă curatoria după ce vede el că tu cumperi, ești pierdut, ești mâncat. Ok. Bun. Ce mai e? Environmental, foarte mult se vorbește despre acest ECG uh, și modul în care companiile sunt companii ale binelui și poate să facă bine în mediu, poate să facă bine în piața forței de muncă, sustenabilitate. Uh, poate e o vrăjeală. perfect. Dar vrăjeala asta are o grămadă de finanțări. Și dacă ai un pic de bine în business-ul tău, oportunitatea este să ieși în față, frate, cu asta. Sunt fonduri de investiții de venture, de venture capital și de private equity care nu dau decât pentru ECG. Uh -huh. Dacă poți să-ți poziționezi compania că face bine în mediu, în sustenabilitatea, ceva, du-te și aplică. Sunt bani la care nu aplică nimeni. Zimul de că mă duc eu, noi aici ne reciclăm și apa. ECG Funds, Investment Accelerators, Incubators, okay. du-te și uite-te, să vezi ce. Deci nu știu să aplice companiile pentru asta, că nu poate să-și găsească binele pe care îl fac la nivel uh -huh. de waste, la nivel de plus valoare, la nivel uh -huh. de... Deci dacă te uiți pe documentațiile deci lor, nu există doar nu Casa Verde și Rabla Plus. Nu, nu, nu. Sunt o grămadă de bani. Și partea, partea, partea bună este că, că toate, toate lucrurile astea pe care noi le facem la nivel de, de ACG vor duce ne vor pune ni ipostaza în care să fim compliant cu viitorul, cu viitorul economiei. Deci, da. Poate poate suna vrăjeală acum, dar sunt bani mulți. Nu, și ni te pregătești doar vrăjeală. Acum vreo 10 ani, spre exemplu, început să vorbească companiile, mai ales din top 10, despre neutralitatea de carbon. Și multe dintre ele au trecut Asta pe Exact. Asta e ultimul, frate. Și au trecut pe energii regenerabile și toate astea, ce să vezi, au devenit mai profitabile pentru că au, au devenit neutre din punct de vedere al carbonului. Apple, uh, Google, Microsoft, toate, toate astea mari. Asta e și uh, recomandarea mea pe zona, de, uh, pe zona de environment. Oamenii să înțeleagă că în 2025 și în 2028 vor fi niște legi extrem de dure și tot, toată amprenta de carbon va fi băgată în preț, la orice, inclusiv la consumul nostru dacă ne antrenăm puțin trei ani de zile în avans, vom fi feriți de o grămadă de cheltuieli. Nu va fi dură lovitura, apropo de ce zici tu cu oracolul. Asta nu i nimic oracol, este lege care se va da, care este, nu, unele sunt setate deja că urmează să se implementeze în 2025-2028. Da. Da, dacă te obișnuiești să consumi căcaturi care nu sunt bune pentru pentru pământul ăsta și ele au o grămadă de costuri de, de mediu, te vei despărți cu greu de ele. Încearcă să faci ruperea asta graduală și să înțelegi cât de mult poluează. Cât mă, tu vrei să iei dizelurile. Fii serios. Nu știu, frate, a, cu dizeluri. Acum am a fost acuma în Dubai, m-am nimerit fix în timpul COP28 la un restaurant. Ăștia aveau uh, amprenta de carbon la fiecare chestie din meniu. M-au început să bage la restaurante amprenta de carbon. Și o să vină pe notă să-ți plăte să plătești carbonul? Păi de asta spun. Uită-te să vezi. Deci TVA-ul a fost Pepsi cu apă față de deci ce o să fie taxa asta. Pe carbon? Da. Fantastic. Brokerajul de de de, de carbon va fi fabulos. Toate platformele care pot să facă sau companiile care pot să facă reconversie. Deci, bă, va fi o industrie una dintre cele mai mari în 2025-2028. Deci eu pe asta... Pent, Vizez... Pentru că suntem foarte aproape de, a, de pragul la de 1,5 da. de grade. Da. Și singurul mod în care ne mai oprim e cu frâna de mână. Taxă, taxă, frate. Păi și cu AIU, ai văzut că Europa a dat frână. Că nu, să stai puțin, că nu prea ne-am prins, că ne-a luat prin surprindere, că nu știu ce, că ne cam conduce ăsta, că ne poate... Stai, stai să-l limităm puțin. Dar dacă noi punem legi să ne limităm, noi ca oameni independenți, că noi suntem aici la podcast de oameni, noi de ce nu avem controlul nostru? De ce ne punem frâna de mână la consum? De ce ne punem frâna de mână Pentru că așa ne-am obișnuit. Tu vrei să ne iei porcul? Da, mă, da. Noi ne-am obișnuit să cerem de toate și să avem acest self-entitlement, că toate ne se cuvin, dar nu primim nimic și doar rămânem frustrați. Deci noi ne-am noi, noi, născut să mergem cu mașina noastră diesel la munte, să mâncăm friptură ceafă de porc cu cartofi, clătite. Ce faci? Ce vrei să ne iei? Asta să strămoșești. That's ok. Astea poți să le păstrezi. Alte 50 care nu sunt, care nu au nicio miză pentru tine, identifică Eu oh. nu vreau, să, nu vreau să te legi de cele grele de dus. Bă, dar începe cu unele. Limitează-ți consumul de social media, mai ales mizerile din social media. Limitează-ți uh, uh, aruncă cumpărăturile de prostii. Limitează-ți Definește prostii. Lucruri de care n-ai nevoie și care le-ai văzut undeva. Întârzie cumpărătura. Întârzie consumul de social media. La Lasă-mă mâine. Lasă că consum mâine. Păi vezi tu mâine dacă îți trebuie, că o să-ți dai seama dacă îți lipsește. Și sustenabil fără să-ți dai seama. Doar că acum ai exagerat cu cămașa, că în rest, tu, dacă ai câteva cămăși negre, tu nu, 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 arzi pe fashion. Acolo e cea mai mare gaură, tu știi? Păi eu, e cel mai da, mare poluator da, al planetei. Dar eu sunt sustenabil prin prisma faptului că nu vreau prea multe opțiuni. Eu mi-am limitat opțiunile. Am două variante, o da. cămașă albă sau una neagră. mi-a 5 minute să plec din casă, să mă spăl pe dinți repede, da. că aproape tras cu cheia. Eu știu ce am. Exact în ce sertare mi-a 5 minute să plec. Pentru că dacă îi pe oameni, o să zică să înceapă ăia cu vapoarele, că vapoarele poluează și avioanele. Bos, când te-ai dus la Berșca și tu ai poluat. Don Tori, 2025-2028 se va vedea care este amprenta. O să fie mai scumpe de la Berșca decât alea de la... Și tu, pentru că ai cumpărat de acolo, vei plăti. Și o să te doară. Și dacă nu începi să te uiți la lucrurile astea, o să te doară foarte tare și o să și în stradă că de ce dați legi în Că nu te gândești la nimic altceva decât la, la, la tine, frate. Și cred că în perioada asta, dacă vrem să fim ușor socialiști, înseamnă să ne gândim la noi cum am putea face bine și cum am putea fiecare dintre noi să contribuim la un mai bine. Știu, o să cadă audiența, nimeni nu vrea să fie responsabil, să-și asume responsabilități personale. Bă, dar doi, trei care mai rămân. Bă, de ăștia avem nevoie. De câțiva din ăștia care se ducă mai departe să spună, guys, lasă toate celelalte care sunt în jurul nostru pe care nu le putem controla. Ce putem noi controla la noi? Ce putem noi limita la noi și ce putem amplifica noi la noi? Asta e tot. Asta the game. E ceva ce trebuie să scăpăm și e ceva ce putem amplifica. E ceva, ținem niște mărgăritare aici la port și nu le folosim. Hai mă să le scoatem. Hai să facem niște branduri mari, hai să facem niște companii mari, hai să găsim un, un cadru legal prin care cei mai din România, antreprenori, să aibă posibilitatea să, să crească 200 de noi startup-uri. Noi ca stat venim, noi ca și cadru legal creăm un cadru legal, noi ca departament de inovație venim cu inovațiile noastre. Le punem toate la un loc să scoatem 200 de branduri, cum a făcut Corea de Sud, frate, când a fost greu. A scos Kia, a scos Hyundai, a scos Samsung, a scos împreună, frate, când le-a fost greu. Asta au făcut ei. Nu s-au împușcat unii pe alții și au făcut alte mizerii. Corea de Nord a făcut alte mizerii și uite care e diferența. Vrem să fim Corea de Sud sau Corea de Nord, până la urmă? Da, da, în Corea de Nord toată lumea are, servici. servicii. Da, așa e. Nu? Da. Are da. siguranța zilei de mâine, știi exact ce se va întâmpla mâine. Da. N-are nicio surpriză. Dar vreau să se gândească toți care au avut chestia asta că e doar Corea de Nord sau Corea de Sud. Nu există între. Iluzia că suntem că trăim cu siguranța jobului din Corea de Nord, dar cu awareness prosperitate și cu prosperitatea din și sud. cu opțiunile și cu autonomia din aia de sud. nu există, e doar vândută. Ți-e doar vândută, dar nu există. Când ai cedat dreptul tău de a decide, de a, de a acționa, de a gândi, e gata. It's too late. Patru generații după aceea suferă. Patru, nu una. Nu doar tu. Patru generații până se vindecă. Uite, de la noi cu comunismul cât durează patru generații până se vindecă cât de cât și putem da. reconstrui altfel. Și mai bine când ce să vezi, că. Paradoxul, și, și. distracția râsul plânsului. Mai bine când începem să ne vindecăm. Vine iară. Ce deci, vine? iară pare că vine o, o perioadă ultra socialistă. Deci gândește și tu. Eu, nu eu, 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 eu încă îmi pun speranța că bunicii și părinții care au simțit lama până la os în comunism. O să, vine o să, să vorbesc cu copiii lor, nu pentru cred, că nu văd văd nu. copii tineri și cu școală care s-au dus pe afară și se întorc și devin socialiști. De, da, socialiști din ăștia, extrem. Adică la modul la care să împărțim la toată lumea, că corporațiile suc sângele poporului și am văzut un restaurant din București Feeling hungry? Eat the rich. Ce se întâmplă când mâncăm bogați, Cristi? Dacă Bun, mâncăm adică bogați, ce asta? facem? N-am prins-o pe asta. adică... Dacă ți-e foame, mănâncă bogații. E slogan comunist. Really? L-am văzut într-un restaurant din București. Bă, modelele știm. Dar știm invariabil că după trei generații, oricum ai redistribui și cine. Că ea nu e redistribuită, să ne înțelegem. Ea e doar mutată de la bogați la cei care conduc bugetele anii țării respective. Adică să nu uităm cum a trăit Ceaușescu, că el l-a trăit ca și omul de rând. Deci... Uh, realitatea sloganului este ți foame? Lasă-ne pe noi în locul ăștia care s bogați într-o altfel de o rânduire, că tu vei primi la fel dar va fi un pic mai greu. Că trebuie pentru reorganizarea statului care e dezastru să dăm acest sacrificiu generațional pentru the higher good. Și că vezi că e rău acolo, aici o să fie mai bine. Și peste 40 de ani de zile nu, nu plătește nimeni nota de plată decât așa, îl împușcăm pe, pe ăla și am scăpat. Bă, ce bine, mă, iarăi libertate și iar o luăm de la capăt. Sper ca oamenii să înceapă să gândească. Sper ca uh, antreprenorii să aibă un cuvânt de spus în organizațiile lor, să vorbească cu oamenii și să discute uh, deschis despre viitor, să vadă cum pot construi triburile lor de sustenabilitate acolo pentru ca indiferent cine vine, ei să aibă, să fie cuceritori mai departe, să nu stea în apărare. Când stai în apărare, e cel mai urât joc. Și tu, ca cel care te uiți la meci, este, bă, e tortură. Să vezi o echipă care stă în obiect. Da, da de minute. este, este e riscant, e o perioadă nasoală, sunt prea multe riscuri. De ce să, de ce să ieși din zona aia în care măcar știi rău știut? Asta e cea mai mare problemă. Ce faci tu mai departe? Uh, scriu cărți, uite-ți, am văzut carte. Așa. Deci, cum mergi în viață în patru zile? Acum, serios, zi de carte. Apropo de mindset-ul ăsta, sunt patru tipuri de mindset pe care le-am identificat majore. Sunt mai multe, dar am acumulat câteva dintre ele. E unul care este resemnatul, de care zici tu, e unul care e constrânsul, e unul care este, hai să spunem așa, hustle-ul, ăsta care se luptă și se întinde mai mult decât poate plapuma lui și unul care e realizat, liniștit, dar liniștit realizat, care are, care are o bază puternică și care are un impact în societate. Le-am detaliat pe toate astea și în jurul acestui framework am pus o poveste fantastică de 300 și ceva de pagini, împreună cu Andy pe zona de framework și împreună cu Simona Macovei, care este scritoarea peste 1200 de seriale în România, printre cele mai bune, printre cele mai vizionate. Uh, și am creat o poveste în care doi foști colegi de facultate se reîntâlnesc după 30 de ani, total diferiți. Unul este funcționar la primărie, unul este CEO-ul unei cele mai mari companii de health tech din București, sau patru zile împreună și schimbă viața. Patru zile în care, metaforic vorbind, orice om și le poate schimba. Că noi, de fapt, ne schimbăm viața în patru secunde în fața unei... Da. Când dă avionul să cadă, în patru secunde știm exact ce aveam de făcut și ce vom face dacă scăpăm. Dacă scăpăm. Dacă scăpăm. După ce scăpăm, zicem, bă, am greșit, nu-i chiar așa, e complicat, e greu, dar... Dar în alea patru secunde știm exact ce avem de făcut. Mintea românului de pe urmă, nu? Da. Dar în patru zile e suficient să stai într-un context în care să poți să să-ți să identifici niște niște neputințe și niște probleme care te țin, să te lupți cu ele, să reușești și apoi să-ți faci un plan de, de. Uh, un plan de luptă cu ele mai departe și să poți să-l implementezi. E, e o bucurie pentru mine să facem ceva ce nu s-a mai făcut, în sensul că este edutainment, adică povestea e fantastică și și înveți lucruri și mai ai și un test, o testare gratuită pe care poți să o faci pe un site și să intri și să vezi tu cam pe unde te învârți, uh -huh. cam cât faci. Și, bineînțeles, dacă vrei mai departe să intri în book club să stai de vorbă cu alții și să poți să mapezi personajele pe testarea respectivă, e... îmi place foarte mult că nu e o carte clasică de dezvoltare personală. O puneți și pe Audible? că vreau să o ascult. Eu sper că da. Acum în 20 o lansăm și după aceea vom vedea cum o, cum o merge. Sperăm să meargă bine și sperăm să se, să se dea trendul ăsta de cărți uh, edutainment. Să nu fie doar Sandra Brown și doar uh, Les Brown știi? Adică unul care vorbește numai guru de ăsta de self-help și unul numai mâinile tale mi-au atins ceafa și. Să fie o chestie, pentru că așa e viața. Are mm -hmm. și un pic de învățare, are și structurată și are și multe Ei, mai palestii. sunt, mai sunt. Acum este, sunt la modă cărțile astea cu spiritualitate. Lejeră îi spun eu. De toate. Everything is good. God is good. Everything is good. Good vibes only. Nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să faci nimic, doar așteaptă, pune-te pe frecvența potrivită și totul va veni. Ești în antiteză totală cu Mihai Morar, care a venit aici să vorbească de răgaz. De? Răgaz. Să, să ne luăm răgaz. Că ne suntem preagitați. Păi și ce? Ți se pare că am fost preagitat? Din potrivă, Am spus să facem mai puțin. Am spus do less, choose less. Da. Adrege cu grijă. Amplifică ce merită. Uh -huh. Nu ți-a amplificat dorințele aiurea. Amplifică-ți talanții. Da. Uh, am mai zis chestia asta. Eu cred că noi avem mai degrabă planuri de eșec decât de succes. Mhm. Uh păi, -huh. e, e bună, și concluzia asta. De. A, nu știu dacă de eșec. Nu. Că de rezistență. de, de... Anul viitor, pe de... omblie. Uh, anul viitor. Anul viitor, umblăm prin țară. Avem. Uh, mai lansez încă o carte. O să facem câteva evenimente majore prin București și prin țară. Uh, am multă treabă cu business existente că vrem să mai extindem suntem în 21 de țări dar avem planul să intrăm în două continente anul viitor, ceea ce va fi provocator cu live chiar? Da uh, și avem vești uh, deci bune până acum, deci 2024 începe bine și vrem să și intrăm pe mai multe canale în România, să fim mai prezenți uh, și toată tehnologia asta și noile economii, uh, hub-ul ăsta care l-am generat în, în Dubai mai are două investiții pe țiavă. În primul rând trebuie să validăm brilul și să-l ducem peste tot în Europa și după aceea în lume. Mai avem Gemsia, care este prima uh, oglindă smart care uh, îți arată cum stă pe tine o haină fără să trebuie să te schimbi și uhum. te invită în magazin. E retail orientată, mult spre retail și apoi te ajută să vezi exact cum îți stă, AI care te, te, sfătuiește cum îți arată mai bine, dar ți le pune imediat pe tine, te miști, îți place, le bagi în coș, îți vine acasă, simplifică foarte mult și ajută retailerii să, să invite oamenii în magazine fără să trebuiască să se chinuie, să dezbrace, să facă, n-am mărime, am mărime. Eu nu suport asta cu schimbatul la... Da, deci ăsta e business pentru femei, dar gândite bărbați. Bă, mie nu-mi place să mă schimb, nu-mi place să... Yeah. Deci nu, eu nu testez hainele, le iau și plec și rare ori le schimb înapoi că uit de ele. Dar, dar n-ar fi mișto să poți să te vezi într-o oglindă și să zici, hm, așa de bine. Și să ne hai să spună, uite, pe tipul tău de față am trei recomandări. Ce zici? Instant. Mm -hmm. okay. Fără să plătești pentru asta. Ca un consilier din asta. Fără să plătești pentru asta. Mai avem încă două, două investiții pe care le vizăm acum așa, suntem în due diligence și o uh, să mă împart în ce fac eu. Educație, uh, businessurile care cumva m-au consacrat în zona de sănătate, mental well-being, alimentație sănătoasă, stil de viață sănătos, mișcare, chiar și alimentație finală sănătoasă acasă. Vreau să mai iau participație în două firme care se ocupă de asta. Vreau să completez și să fim mai, mai din toate părțile, să dăm mai multe acelor oameni care sunt deja aproape de noi, tehnologie și să fim sănătoși, frate, să fim sănătoși și să, să mai așistăm dacă mai pun undeva. Eu, eu nu muncesc mult. Eu adică eu nu exagerez cu 12 ore. Câteodată am vârfuri. Acidentez mult. Știu, știu, știu că -ți iei și pauze. Gândeți mult. Pe balconul ăla al tău să stai frumos. Da. Mai mai, mai, mai ai vederea aia tot acolo? Da. Drăguț. Da, dar n-am stat noi bine acolo trei ore. Ba da, cineva? Nu. Bun, am muncit? Pare că am muncit. Dacă înregistram acolo podcast, părea că am muncit. Hmm. Nu. Avem și vinul ăla fața acolo. Am, oferit ce am avut de oferit comunității. Să-ți dau cutia de la... Fii atent. Mai am plasare pentru Madalina de la Optimus. Fii atent. Îți dau o carte de vizită. Pentru orice fel de chestii de imobiliare. Dacă tu, o știi pe Mada, nu? Da, mă, da, o știu. Da, bine. Dar am o plasare aici. Uite, ce frumos am. O pun și aici. Plec cu ea să se Așa. Și îți mai dau o cutie de la GB. Este o ocazie numai bună. Eu iau direct, să știi. Mai nu știu cum să o desfac Ia, ia Ioana să spună ia tot, mă, pune tot, tot, ce am reușit pune să acolo. aducem. Iată, ia. Pune acolo. Ia. Da, deci. Pune Da, pune-o cumva să se vadă, că altfel... Hai, hai, ce, ce să fac? Zic că nu mă pricep cum să fac uh, plasare. Păi M nu. Fii atent, mi-a zis mi mi un cablu din ăla care nu moare niciodată, aproape că vine să-l tai, că mă nervează. Asta, -i, Asta -i, frate. Așa, deci nu mai prin conul. Asta e, da, scăldau-l Bine. Așa, deci, aici a... Ți-am dat ca să spui deoparte cripto pe, pe prefer. E bun, mai am unul și de asta. Asta este o chestie foarte șmecheră, să un încărcător cu mai multe mufe, ți-l pui asta. pe noptieră. Toate USB-urile. Ok. Și? Să ai, tu, tu un tricou păi de dacă, la dacă... GB. Păi stai mă, că eu am deja ăsta, deci eu am trei deja. Ce vrei acum cu ăsta? ăsta la, lasă la noi ce îl băgăm înapoi în, în stoc. Bine, ăla l-am deja, corect. Așa. Asta e mai bun. Încărcător de mașină mai mai... O, un... țiplă! Încărcător Ziplă. wireless, ăsta e la mai mult decât crezi. Am luat niște mizerii de alea mici care am crezut că stau. Da. Și este. beculețe, frate, că este sezonul, uite și avem astea. beculețe pe stoc. Și fii atent, beculețele astea nu sunt bune numai de sărbători. Poți să spui pe ele, să scrii chestii. -am știi, arătat, știi, ce să la ce să, știi la ce o să fie? Asta e o perdea? Da. Asta e la fica mea în cameră. Perfect. Deci asta, nu are rost să-l să pun pe, pe ăsta, că ea vrea de mult în cameră la ea să-și pună ceva Toate fetele pe care să-și personalizeze camera. Da. De 15 ani, frate, nu mai vii cu roz pui, da. și cu dăstea și ea să aleagă de pe tabletă. Ești mai nu? ieftin așa decât un remodeling, că la mine așa se discută. Și, aici, și aici tricou, dar it. o să vină tricourile la noi. Gata. Bă, mi-ai dat de ăsta cu, cu sticker? Încă nu, că n-a venit. Dar tot gri așa de deștepți. Vine. De, da. gri mi sau ce mi-ai prototip. S-a pus Ioana ceva, ceva aici. Ceva, bă, da. Ioana, bine. de la, Ioana de la GB, uite ce cutii frumoase avem. Are și logo cu Ioana. Ioana de la GB. Hai ca un plumă asta. Tot e logo vechi sau nou? Nu e nostru. Nou sau vechi? uite, la tine e altul. Nu, mai e, tot ăla, nu că e același, Nu E al fond. E al fond. Da, așa. Ăsta e mai nou. Deci ăsta e mai nou. Da. Bine. Cristian îți mulțumesc că ai venit cu um, know-how, cu răbdare și cu empatie. Ca de obicei. Îți mulțumesc pentru timp, pentru răbdare. Știu că programul tău este foarte plin. Plănim asta de mai multă vreme și am loc să avem noi o discuție mai lungă la o cafea privată, așa, am ales să facem și un podcast ca să se bucure oamenii din comunitate și să aibă ceva folositor pentru anul viitor. Da. O dată cu tine trebuie să-i anunț că podcastul intră într-o mică pauză, așa că bucurați-vă de asta, mai dați rewind, mai uitați-vă la alea cu mai puține vizualizări, că alea sunt cele mai bune. Vorbesc serios, serios. Alea cu vizualizări mai puține, totdeauna sunt preferate la în viață, frate. Da. Tu ești ca și curat, curator, de artă, care zic, bă, astea care sunt nevândute mult. Da. Dar de ce e pauză? acum am unele care nimic nu le-am subtitrat. Am zis, dacă oamenii dacă știu engleză, să, nu, să le subtitrez. Păi bagă automat, bagă IU, să le nu spune. le face bine. Nu le face bine, dar măcar au ceva. Deci, Aiu tra -tradu de... traduce bine engleză în română, dar română în engleză nu. Mm. <laughs> Joc-o pe asta. Anyway. Uh, dați un like, un și un subscribe. Uh, Onetiu.com dacă vreți să-l urmăriți uh, ce mai postează evenimente și alte lucruri. Nu? Tot da. acolo? Așa? Pe site Pe site sau pe social media, că suntem destul de activi acolo. Și când cumpărați de pe gb.ro să știți că este și business-ul lui. Am exact. Mai... Ca să se știe. De asta sunt prețurile mici, că subvenționăm constant. avem constant. avem cele mai bune prețuri la Twinkly, la Ledger. De asta în... nici nu scoatem profit, ca să știți. De asta nu în... în încă, încă, nu. Poate în 2028. Cât mai ții perfuzia aia? Mai bagi un pic că noi cu ce glucoză? Mai bag un pic. Hai că a zis public, încă, încă, nu renunță la noi. Bine, cam atât o să pentru astăzi. Până data viitoare, însă să vă fie numai bine și dacă ați apucat să vedeți interviul până sărbători, să aveți și sărbători fericite. Numai bine!